Ceea ce vreau să subliniez din începutul conferinței este bibliografia extrem de diversă, dată și de diversitatea domeniilor de activitate pe care urmează să le prezentăm în cadrul conferinței din această seară. Comerțul și industria, chiar dacă pot fi reunite sub două categorii generale, au nenumărate manifestări împărțite pe ramuri și fiecare dintre ele au fost documentate la un moment dat. De aceea, nu voi face expunerea bibliografiei în cadrul conferinței, ci o vom atașa în format scris la videoclipul ce urmează să fie difuzat pe canalul domnului Sorin Constantinescu. Dar punctul de plecare pentru această conferință a fost istoria comerțului, una dintre operele istoricului Nicolae Iorga, care n-a prea ratat nicio arie de manifestare a spiritului românesc, să-i spunem așa. În ceea ce privește titlul, dacă veți avea cumva nelămuriri vis-a-vis de ceea ce urmează să expunem, nu vă vom oferi soluții de îmbogățire rapidă. Eu personal am oarecare reticențe în ceea ce privește noțiunea în sine de îmbogățire rapidă, pentru că implică automat norocul, care este o amantă destul de nestatornică, ci dimpotrivă vom oferi povești de succes întâmplate în ultimii 300 de ani, să spunem așa, ca o arie largă temporară, și vom descoperi că anumite tipare sunt universale, nu țin de vreun criteriu temporal sau de vreun criteriu al modei și pot fi aplicate cu succes și astăzi. Iar pe de altă parte, scopul conferinței de astăzi este și un scop, să-i spunem, moralizator, pentru că ni se tot livrează de ani de zile imaginea României ca o țară care nu mai produce nimic, unde este un coșmar să-ți dezvolți o afacere, unde este un coșmar să te realizezi în planul acesta al situației economice, al prosperității, și să arătăm faptul că lucrurile astea nu sunt noi, sau cum ar spune Caragiale, sunt vechi, domnule, că s-au mai produs în trecut și au putut să fie surmontate de oameni care au dovedit hotărâre, ambiție, spirit inovator și, mai mult decât orice, dragoste, atât față de afacerile lor, cât și față de cultură. Pentru că vom vedea că majoritatea industriașilor și a afaceriștilor prezentați în cadrul conferinței de astăzi n-au neglijat sub nicio formă cultura, mergând pe un principiu care ar trebui să fie general valabil, că atunci când tu ai mai mult decât ai nevoie, e de datoria ta să le dai și altora. Expunerea va merge în linii generale pe criteriu cronologic. Vom merge din trecut către prezent și în majoritatea cazurilor ne vom opri înainte de anul 1948, respectiv de momentul marii naționalizări a tuturor afacerilor din România, odată cu venirea la putere a autorităților socialiste. Asta nu înseamnă că industria și comerțul românesc se sfârșesc acolo, dar ele capătă o nouă înfățișare care are mai puțin, dacă nu chiar deloc, de a face cu inițiativa privată. Cel pe care l-am ales pentru a începe expunerea de astăzi este un negustor. Pe numele său Tudor Tudorache, dar mult mai bine cunoscut în istoria comerțului românesc, cu supranumele de Hagi Tudorache. Numele ăsta de Hagi se regăsește în mai multe ipostaze în istoria și literatura română. El este o preluare din lumea musulmană care prin intermediul Imperiului Otoman ne-a influențat vreme de sute de ani. Hagiu în religia islamică înseamnă cel care și-a îndeplinit datoria de a face un pelerinaj la orașul Sfânt Mecca. Prin aculturație, să-i spunem, terminologia asta trece și în lumea creștină, în lumea creștină orientală, și ea îi desemnează în general pe cei care, la rândul lor, au făcut de-a lungul vieții un pelerinaj la orașul sfânt al creștinismului, respectiv Ierusalim. E drept că în cazul domnului Tudor Tudorache sau Hagi Tudorache nu avem vreo dovadă documentară că el ar fi fost acolo și este foarte posibil ca, de fapt, să fi preluat numele negustorului în prăvălia căruia a ucenicit. Pentru că suntem în plin secol XVIII, când Bucureștiul are drept principală clasă socială responsabilă de dezvoltarea economiei, comercianții și meșteșugarii.
organizați la vremea aceea, așa cum erau toate societățile medievale, sub chipul breslelor. Aceste organizații meșteșugărești care ne-au lăsat până astăzi amintiri durabile, în principal sub chipul bisericilor pe care le-au ctitorit. Până astăzi putem să vedem în București biserici care aduc aminte de breslele șelarilor, Sfântul Nicolae Șelari, Cavafilor, Manu Cavafu, Brutarilor, Biserica Manea Brutaru, și lista lor trece de numărul de 20, pentru că fiecare breaslă se conducea după un set de reguli care implicau totodată și existența unui sfânt patron. Fiecare comerciant și fiecare meșteșugar din București avea un sfânt căruia îi se ruga pentru prosperitatea în afaceri, pentru a fi ferit de evenimente neplăcute și căruia, bineînțeles, breazla tindea să-i ridice și un lăcaș de cult, cel puțin. Totodată, breslele erau organizate după un set de reguli fixe care presupuneau, în primul rând, existența unui staroste, dacă vreți, un președinte de sindicat în terminologie modernă, care le reglementa activitatea. Exista un număr fix de meșteri în funcție de necesitățile pieței din București, existau anumite standarde de calitate de la care nu se putea face rabat, era în pericol să fie exclus din breaslă dacă foloseai materiale proaste, dacă ai fi practicat prețuri dincolo de cele impuse de breasla respectivă, și totodată fiecare breaslă avea un element extrem de important în ceea ce privește asigurarea calității, respectiv faptul că nimeni nu putea să devină membru de plin al breslei fără a fi avut mai înainte ceva ani de ucenicie, destul de mulți de altfel, pe care îi începeai în majoritatea cazurilor încă din perioada copilăriei, iar apoi erai trecut prin mai multe funcții de răspundere, ceea ce crea mai multe legături foarte utile. În primul rând, muncind cot la cot cu angajații din orice întreprindere sau din orice magazin, să-i spunem în termenii moderni, se crea o relație personală între tine și cei care urmau să-ți fie subordonați ulterior. Relația asta personală făcea, sau mai corect spus, satisfăcea un element care, dacă este să fim cinstiți cu noi înșine, se păstrează până astăzi în mentalitatea românească. Respectiv faptul că pe român nu ajunge numai să-l plătești bine. E frumos să-i spui din când în când și o vorbă bună. Așa-ți lucrează mai cu spor când simte și verbal și prin fapte aprecierea muncii sale. Lucrul ăsta era luat în considerare de acești oameni care nu-și formaseră experiența la școli. Majoritatea comercianților din secolul XVIII-XIX sunt fie analfabeți, fie au cunoștințe minime cât să poată să numere pe abac și să se iscălească. Și cam atâta tot. Toată cunoașterea pe care ei o au în privința comerțului, a meșteșugului pe care îl practică, li se datorează exclusiv experienței pe care o dobândeau până să fie consacrați pe, tot așa să folosim un termen modern, piața muncii. În cazul domnului Hagi Tudorache, profesia sa este o profesie care astăzi s-a nemurit în nume de stradă. Domnul Hagi Tudorache este lipscan. Și știm până astăzi că principala arteră a centrului vechi este strada Lipscani, denumire care trimite la un termen din limba română veche. Lipsca este termenul folosit în fondul arhaic al limbii române pentru orașul Leipzig, din Germania de astăzi. Denumirea poate să inducă un pic în eroare, pentru că te-ai gândit că este un comerț practicat exclusiv între București și Leipzig. Nu este cazul. Erau, de fapt, comercianți care, urmând o străveche rută a negoțului dinspre sud-estul european către centrul Europei, mergeau în tot arealul acoperit astăzi de statele germanofone, dar unii mergeau și mai departe și achiziționau majoritar produse neperisabile. Suntem în perioada în care singurul mijloc de transport pe lângă mersul pe jos este calul, respectiv căruța, călătoriile sunt anevoioase, nu prea poți să cumperi bunuri perisabile și este extrem de riscant să cumperi bunuri fragile, pentru că sunt foarte mari șansele să nu le mai poți vinde ulterior. Clasa aceasta a negustorilor lipscani s-a dezvoltat de-a lungul a câtorva secole în centru vechi și aveau anumite reguli de conduită și anumite riscuri.
Riscul principal era reprezentat de călătoria comercială în sine. Taxid se numea această călătorie și ea implica anumite pregătiri. În primul rând, trebuia, bineînțeles, să ai capitalul necesar, pe care cel mai adesea îl aveai la purtător sub forma monedelor din metal prețios, care erau universal acceptate. Pe de altă parte, date fiind riscurile unei asemenea călătorii, plecai vreme de câteva luni bune până ajungeai și te întorceai din centrul Europei, plecai pe niște drumuri destul de prost întreținute în multe regiuni, riscai să dai de înghețuri, avalanșe, haite de lupi în perioada de iarnă, molime, riscai să dai de războaie pe care nu le planificasei și, bineînțeles, fiind purtătorul unui capital substanțial la persoană, erai o țintă predilectă pentru lotrii sau hoți. Toate riscurile astea erau conștientizate de meșteșugarii vremii, negustorii vremii respective. Drept urmare, mai înainte să plece, regula era ca, pe de o parte, să se îngrijească de propriul suflet, adică să se spovedească și să se împărtășească, așa, dacă îi surprindea moartea prin locuri străine, măcar să fie o moarte creștinească, iar pe de altă parte să-și pună afacerile în ordine, așa că ni se păstrează la arhive mai multe testamente întocmite de acești meșteșugari, unele sunt succesive. De fiecare dată când pleca într-o călătorie dintre asta de negoți, meșteșugarul își punea afacerile în ordine, tot spun meșteșugar, că sunt industrii și comercianți. Își punea afacerile în ordine ca în cazul dispariției sale să nu existe ceartă după aceea. Dar dacă reușeau să se întoarcă sănătoși din această călătorie, ca să folosim o expresie populară, le punea Dumnezeu mâna în cap. Pentru că mărfurile lor aveau o foarte mare căutare, profiturile realizate puteau să treacă lejer de 100% și, în plus, vorbind de bunuri neperisabile, nici nu prea aveau nevoie să se grăbească foarte mult cu acest negoț. Și ai zice că o asemenea formă de comerț poate să-ți asigure o existență liniștită și că nu prea ai nevoie să mai inovezi pe lângă asta. Dar, așa cum au dovedit-o în repetate rânduri istoriile comerțului, inovația este mama profitului și inovația este ceea ce definește activitatea acestui Hagi Tudorache. Și a început și el activitatea ca băiat de prăvălie, așa cum au făcut-o toți negustorii vremii sale. Era analfabet, nu știa decât să se semneze, dar după ce a căpătat propria lui prăvălie, a investit capitalul nu doar în a cumpăra marfă nouă, și asta cerea un ochi într-adevăr de vânzător avizat, să simți care ar fi cererea pieței tale și ce lipsește de pe ea și este disponibil pe alte meleaguri. Logica lui Hagi Tudorache a spus, în schimb, dacă eu pot să fac lucrul ăsta foarte bine la mine în prăvălie, n-ar fi bine să-mi fac mai multe prăvălii, dar mai multe prăvălii presupun niște investiții ample, există riscul de incendiu și, în plus, câtă lume la vremea aceea putea să călătorească până în București ca să-și facă negoțul? Hagi Tudorache este primul negustor român de care avem cunoștință care creează o rețea de comerț ambulant, pe care cei mai în vârstă dintre dumneavoastră poate și-o mai amintesc pentru că încă se purta prin satele românești până prin anii 60. Avem o scenă antologică în Moromeții lui Marin Preda, când sora lui Ilie Moromete, Guica, încearcă să înșele un negustor mocan care vindea fructe din căruță, făcându-se că gustă câteva fructe și apoi spunând că marfa e proastă și plecând, dar mocanul oprind-o și punând-o să plătească și dându-i porecla sub care era cunoscută în sat, aia de guică. Ei bine, pentru prima oară, țăranii din satele românești au putut să vadă sub antrepriza acestui Hagi Tudorache niște chervane, niște căruțe foarte mari acoperite cu coviltir, care erau structurate pe interior asemenea unor prăvălii ambulante. Comerciantul oprea în fiecare sat, desfăcea căruța respectivă și de sub acoperișul de pâslă vindea nu numai alimente care erau mai greu de fabricat în gospodăriile românești,
dar vindea și obiecte care le foloseau mai ales gospodinelor, pornind de la stofe, stambă și altele, până la obiecte de cusut, obiecte de gospodărie. Și aici Hagi Tudorache a înțeles foarte bine raportul ăsta între cerere și ofertă. A observat, de exemplu, că în gospodăriile și pe câmpurile din satele românești se folosesc unelte agricole destul de primitive. Dat fiindcă rețeaua sa de comerț, aflată mereu în expansiune, ajunsese până în Europa Occidentală, care deja începea să fie prinsă de febra revoluției industriale, au ajuns la urechile lui și discuții despre noile produse ale acestor fabrici din apusul Europei, care sunt calitativ net mai bune decât ceea ce exista pe piața locală. Drept urmare, fiind om serios care voia să se convingă de unul singur dacă ceea ce a auzit este adevărat, face o călătorie până în Regatul Unit, până la Birmingham, vorbind de un om care nu vorbea nicio limbă străină și care era analfabet. Ajunge la o fabrică de produse agricole din Birmingham, unde prin intermediul tălmaciului, după ce a văzut calitatea obiectelor produse acolo, îi spune celui care conducea fabrica faptul că are de gând să-i cumpere întreaga producție. Englezul e pufnit așa de un acces de superioritate și râde, dar cu ce ai de gând, mata, să plătești toată producția asta? În momentul în care negustorul român varsă pe masă din chimirul lui o grămadă de bani de aur și spune, ăștia-s buni, spre șocul englezului avea bani suficienți cât să-i cumpere întreaga producție pe care o duce apoi în România și o comercializează prin intermediul acestei rețele de vânzători ambulanți. Faptul că putea oricând să plătească cu bani lichizi comenzile pe care le aducea și mai ales faptul că nu rămânea niciodată dator. Întreprinderea sa a căzut victimă în 1847, în ultimul său an de viață, celui mai mare foc din istoria Bucureștiului, focul de Paște din anul 1847, care a distrus aproximativ o treime din oraș și inclusiv sediul central al firmei, să-i spunem, lui Hagi Tudorache, care se găsea la Hanul Sfântul Gheorghe, aflat în prejurul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou de astăzi, han care nu a mai fost reconstruit. Bineînțeles că nu au fost distruse numai clădirile, s-au distrus și bunurile care erau păstrate în incinta acestora, bunuri care încă nu fuseseră plătite furnizorilor. În momentul în care s-au evaluat pagubele produse de acest incendiu și angajații săi au înaintat lui Hagi Tudorache un estimat al pagubelor, Hagi Tudorache, care deja dispunea de un capital însemnat, când a fost întrebat dacă să le plătească fabricanților din Germania și din Anglia bunurile distruse, a spus, dar cum să nu? Păi ce vină au ei? Faptele astea, probitatea de care dăduse dovadă negustorul în oricare ocazie, i-au asigurat o garanție care a reprezentat de fapt una dintre trăsăturile principale ale vechiului comerț românesc, subliniată astfel de Nicolae Iorga. Pentru oamenii aceia, cuvântul era cuvânt. Dacă un neguțător din vechiul București îți dădea cuvântul că vei primi plata sau că vor fi vândute produsele tale, nu-ți mai trebuia niciun fel de hârtie. De-aia, de multe ori, ele și lipsesc și de-aia s-a păstrat pentru o tranzacție fericită și expresia abia aldămașul. În sensul că orice tranzacție încheiată cu succes era apoi cinstită cu o cantitate de licoare a zeilor pentru a asigura profitul ulterior al participanților. Casa lui Hagi Tudorache s-a păstrat până în secolul 20 pe strada Oțetari, lângă biserica ce poartă același nume, el fiind înmormântat în curtea acestei biserici, însă asta nu înseamnă că moștenirea se sfârșește odată cu moartea lui din anul 1848. Ea este continuată de fiii săi, care extind foarte mult afacerile familiei, cuprinzând mai multe prăvălii pe strada Lipscani, unde oameni mereu atenți la schimbările vremurilor înființează și o bancă și cu atât mai mult oameni care sunt conștienți că pot influența în bine politica din țara lor, ei sunt cei care se află în spatele ascensiunii unui om politic care astăzi e mai puțin cunoscut, deși are o contribuție foarte importantă. Este vorba de juristul la bază, Vasile Boierescu. Vasile Boierescu este trimis de familia lui Hagi Tudorache în Germania la studii, unde studiază dreptul, iar apoi,
primește din partea lor capitalul necesar, pentru că aveam votul cenzitar la vremea aceea, ca să fie inclus în Parlamentul Țării Românești. Din poziția aia, e drept că istoriografia spune că nu lui a aparținut ideea, el doar a fost cel care a transmis-o, el este cel care, în turnirea de la Hotel Concordia din centrul vechi, în noaptea de 23 ianuarie, le-a spus celorlalți că singura cale spre udirea principatelor este să-l aleagă domn în Țara Românească pe cel care fusese deja ales domn în Moldova, pe Alexandru Iancuza. Și astfel s-a făcut, de fapt, expresia voinței naționale a românilor, mai puțin știut faptul acesta, cât și faptul că, de fapt, familia lui Hagi Tudorache a avut un cuvânt greu de spus în evoluția asta istorică a ceea ce urma să devină România. Asta însemna, de fapt, grija pe care acești necustori care scăpaseră de grija zilei de mâine au arătat-o vis-a-vis de perspectiva țării lor. Nu s-au oprit la grija strâmtă directă a profitului lor imediat, ci au privit un pic și în ansamblu. El este cel mai vechi personaj pe care o să-l prezentăm în cadrul expunerii de astăzi, dar pentru că am mers cu el pe strada Lipscani, consider că nu e potrivit să părăsim acest loc, rămânem tot acolo, mergem la intersecția străzii Lipscani cu strada Smârdan, unde pe la 1850 am fi întâlnit o băcănie, o altă modalitate de comerț bucureștean, care ne-a dat și aceasta o expresie foarte interesantă, expresia de burtă verde. Burtă verde desemnează parvenitul cu bani. Cel care are mijloace financiare, dar n-are maniere. De ce? Cum ne spune domnul Adrian Majuru în cartea Bucureștiul Albanez, majoritatea băcanilor, deci cei care se ocupau cu comercializarea alimentelor, erau de origine albaneză și purtau șorțuri verzi. Pentru că se ocupau cu comerțul de alimente, bineînțeles că mai gustau și ei din când în când, așa că majoritatea erau mai ușor de sărit decât de ocolit. Și totodată, având și niște sume de bani apreciabile pe mână, își permitau anumite luxuri, dar de care nu știau să se bucure ca atare, fiind lipsiți de educație. Și de aici expresia de burtă verde. Bine, expresia asta nu îi se aplică domnului cu băcănia la intersecția străzilor Lipscan și Smârdan. Clădirea se păstrează până astăzi. Pe numele său, Gheorghe Asan. Numele ne arată ascendența lui sud-dunăreană. Face parte dintr-o clasă nici până astăzi nestudiată, cum se cuvine, de comercianți cu origini armâne, sunt vlahii de la sud de Dunăre, care de-a lungul secolelor, fiind de multe ori condiționați de condițiile istorice ale peninsulei balcanice, s-au ocupat cu comerțul pe distanțe imense, au ajuns până în Pirinei la un moment dat, și de aici au căpătat, să spunem așa, un instinct comercial care i-a ajutat să se ridice printre cei mai de frunte exponenți ai afacerilor din perioada lor. Domnul Gheorghe Asan, e dificil de spus dacă este a român pur sânge sau dacă sunt influențe bulgărești sau de altă naționalitate. În Creuzetul reprezentat vreme de câteva secole bune de Imperiul Otoman, e foarte dificil să mai ai o origine unitară, să spunem, din punct de vedere etnic, și nu are nici cea mai mică importanță. Domnul Asan, din această afacere a băcăniei, câștiga niște profituri substanțiale, să-i spunem. Dar asemenea domnului Hagi Tudorache, nu s-a mărginit doar la atât. Într-una dintre călătoriile sale de afaceri, capitala Imperiului Austriac, la Viena, a observat, cel mai probabil, cât de profitabil putea să fie să ai o moară mecanică. Era o inovație care la noi încă nu pătrunsese. Necesarul de făină și implicit de pâine și de alte produse de patiserie a Bucureștiului era asigurat în vremea lui de salba de mori de apă care împânzeau cursul vechi al Dâmboviței, care nu mai are nicio legătură cu actualul curs al râului ce străbate Bucureștiul, mori care adesea se certau între ele, bineînțeles proprietarii făceau lucrul acesta, unii dintre ei deviind cursul de apă ca să-l lase pe vecinul pe uscat, iar alții încercând construcția unor baraje ad hoc și, bineînțeles, majoritatea fiind lipsiți
de abilități inginerești, provocau și niște mici inundații prin cartierele mărginașe ale Bucureștiului. E bine, domnul Hasan este cel care vede viziunea nouă asupra industriei morăritului, industrie în care, așa cum presupun că s-a dedus din expunerea de până acum, nu avea nicio expertiză. Este doar omul vizionar care crede că poate să întreprindă ceva. Drept urmare, având banii necesari, își comandă la Viena un motor cu aburi pentru omoară. E o instalație modestă care cântărea aproximativ 7 tone. Motorul respectiv, odată ce este gata, este urcat pe o navă la Viena și sosește pe calea, pe principala arteră comercială, de altfel, a Europei Centrale și Răsăritene, pe calea Dunării. Ajunge la Giurgiu în decurs de 2 săptămâni. Odată debarcat la Giurgiu, pornește spre București și ajunge aici peste o lună. Pentru că a fost nevoie ca pe cheltuiala domnului Hasan să se schimbe câteva poduri aflate pe traseul acestui motor, fiindcă acelea nu erau construite să poată suporta o asemenea greutate. Mărturia boilor care au fost puși la care nu ne este păstrată până astăzi, dar sunt convins că au fost absolut încântați să care o asemenea magaoaie. După aceste peripeții, motorul ajunge în cele din urmă în București și este instalat pe un teren cumpărat de domnul Hasan în zona Colentinei, strada vaporului Hasan. Vaporul nu desemnează nici de cum vreo navă care ar fi putut naviga până pe cursul Colentinei, fapt imposibil până astăzi, ci este vechea denumire a aburului care era produs de acel motor odată pus în funcțiune. Și a fost pus în funcțiune și domnul Hasan a constatat cu fericire faptul că cele 7 tone de fierărie erau capabile să macine aproximativ 7 vagoane de grâu pe zi. Ceea ce se traducea în necesarul de făină a aproximativ 1/3 din populația Bucureștiului de atunci. Cred că puteți să ghiciți cui i-a mirosit a faliment în momentul când a fost pusă în funcțiune moara Hasan. Morarii de pe Dâmbovița au pus mână de la mână, dar nu ca să se modernizeze ei, ci ca să-l denigreze în presă pe domnul Hasan, creând impresia falsă, care este recurentă vis-a-vis de ceva nou, folosește reticența psihică normală a omului față de nou, spunând că făina Hasan este stricată, căci este făcută cu foc. N-avea nicio legătură focul din cazanele motoarelor cu abur cu locul unde se măcina, propriu zis, grâul, este stricată și face rău la dinți și la stomac. Drept urmare, domnul Hasan urma să culeagă în urma investiției sale un cinstit faliment. L-a salvat Dumnezeu Drăguțu, care a dat pe la finele anilor 1850 un gir dintre ăla de crăpau pietrele în București, care a făcut să înghețe Bocnă și Albia Dâmboviței. Drept urmare, mai poftește să macin grâu la moara pe apă. Așa că, de voie de nevoie, locuitorii capitale au trebuit să apeleze la serviciile morii domnului Hasan și au constatat pe propria lor burtă și pe proprii lor dinți că erau simple fabulații poveștile astea că ar face rău făina măcinată mecanic, ceea ce a pus, de fapt, bazele marilor întreprinderi Hasan, de care însă domnul Gheorghe Hasan n-a mai apucat să se bucure. Cel mai probabil stresul pe care l-a îndurat în anii deschiderii acestei mori și-au pus amprenta asupra sănătății sale, astfel încât, așa cum ne spune monumentul său funerar din cimitirul Belu, s-a sfârșit din viață în vârstă de 46 de ani, lăsând în urmă o soție, Ana, sau la unii Alexandrina, și 2 copii minori în vârstă de 8 și 6 ani, George și Bazil. Se vede treaba că spiritul antreprenorial și inițiativa nu erau apanajele exclusive ale domnului Hasan în cadrul acestei familii. Soția lui a făcut ceva încă mai rar în vremea aceea decât soțul ei, care a contribuit la inovarea tehnică a unei industrie. Soția lui a fost una dintre primele femei care au preluat administrarea unei afaceri din istoria românilor, într-o perioadă în care majoritatea femeilor nu aveau vreodată în viața lor vreo răspundere legală. Majoritatea documentelor epocii consemnează în orice caz de vânzare, cumpărare sau alte forme dintre acestea notariale, exclusiv bărbații. Pentru că atunci când se afla în casa tatălui
femeia era reprezentată legal de tată și de acolo cel mai adesea trecea prin căsătorie în casa soțului, care prelua acest rol. Singura situație în care o femeie putea să fie stăpână pe avutul ei era situația de văduva veselă. E bine, doamna Hasan a considerat că e necesar să nu se mai mărite ca să-și poată administra liniștit averea și spre stupoarea majorității societății de atunci, pu, maică, ăsta nu-i lucru curat, a reușit să administreze cu succes afacerea, în timpul liber, probabil inexistent, reușind și să-și crească și să-și educe cei doi băieți. Ca și în cazul domnului Hasan, lucrul ăsta și-a pus un pic amprenta asupra stării de sănătate a doamnei Hasan, de data asta asupra sănătății sale mentale. Nu este încadrată la categoria nebuni periculoși, ci mai degrabă la categoria acelor nebuni benigni, ba chiar la un moment dat ușor amuzanți, în sensul că, la un moment dat, menageria doamnei Hasan număra peste 100 de pisici. Acum sunt convins că există iubitori de feline și printre cei prezenți în sală. Eu nu vin cu opinii personale, dar dacă treceți de 30, 40, poate n-ar strica și un scurt control medical, zic și eu. Și respectiv, faptul că grija ei față de aceste feline implica inclusiv plimbarea lor cu birja până la șoseaua recent deschisă în nordul Bucureștiului și aducerea lor înapoi la locuința Hasan, care se găsea pe pavajul aflat actualmente în fața sediului Ministerului de Interne, fostul sediu al Comitetului Central, de unde ne-a rugat cineva în decembrie 89 să facem liniște, unde se găsește astăzi statuia lui Iuliu Maniu. Casa Hasan, devenită ulterior Hotel Metropol, a fost demolată cu prilejul lucrărilor de extindere a pieței Palatului, actualmente Piața Revoluției, în timpul domniei lui Carol al II-lea. Dar asta este moștenirea, cel puțin sub aspect financiar, pe care doamna Hasan o predă fiilor ei deveniți majori și între timp educați la cele mai renumite școli ale apusului George și Bazil. Acești doi industriași români care au trăit între sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX reprezintă, să spunem așa, o boare de Anglie eduardiană în România. Sunt niște tehnici prin excelență. Ei trăiesc în epoca marilor descoperiri științifice, tehnologice, a marilor expediții de explorare a Terei și sunt pasionați de tot ce e nou, dar nu doar pasionați așa de la distanță, ci doresc să ia parte la tot ceea ce este nou. Au primit atât genetic cât și prin educație acest spirit comercial din partea părinților lor, pe care au știut să-l dezvolte cu asupra de măsură. Împrejurul morii, deja instalată în Colentina, într-o clădire cu aspect de fortăreață medievală, ce abia mai rezistă până astăzi, din păcate, ei au construit un întreg concern industrial. Sunt 5 fabrici pe care le ridică împrejurul morii inițiale, fabrici de adezivi, de vopseluri, de uleiuri, de tot ceea ce avea nevoie industria românească născândă. Intuiesc foarte bine necesitățile de moment ale țării și pot să tragă un profit substanțial din asta, profit care le permite să ducă niște vieți eminamente originale, care nu înscriu doar printre figurile marcante ale industriei române, ci și printre figurile marcante ale științei și culturii române. Să-i luăm pe rând. George Hasan, domnul care ne-a lăsat superba reședință din actuala piață la Hovari, este vorba de actuala Casa Oamenilor de Știință, pentru cunoscătorii cu state vechi, fostul restaurant Parcul Trandafirilor. Așa. Opera arhitectului Ion Berindei este un minunat palat în stilul acela bozar care a caracterizat Bucureștiul antebelic, perioada Belle Époque, cu saloane tematice, cu salonul oglinzilor, cu salonul Zodiac sau cu salonul Edison, pentru că fiind un pasionat al științelor, domnul Hasan a achiziționat o pilă originală Edison, pe care a adus-o în propria locuință. Pentru că este local public, poate fi vizitat până astăzi și dacă nu ați ajuns acolo până acum, vă dau un sfat. Intrarea din spate, care altă dată servea de intrare pentru servitori, este încă mai spectaculoasă decât intrarea dinspre piațeta la Hovari. Acolo a locuit domnul George Hasan, care s-a dovedit exact asemenea părinților săi, un om cu vederi deplin liberale,
așa că nu a avut nici cea mai mică reținere să-și lase soția să conducă automobilul de fabricație belgiană pe care l-a adus în țară la începutul secolului, sunt printre primele mașini aduse în București, și pe care a avut șansa, să spunem, să-l înscrie în istoria automobilistică română, pentru că a fost automobilul matriculat cu numărul 1B. Primul număr de matriculare din București dat la anul 1908 a fost numărul acordat mașinii domnului George Asan, ceea ce era să-i atragă domnului Asan un cinstit duel cu principele George Valentin Bibescu, fondatorul autoclubului român, care la momentul când s-au dat primele plăcuțe era plecat din țară. Întors în țară, principele a făcut mare tamtam, cum ați îndrăznit, țăranilor, să îi dați numărul 1B altcuiva decât mie. Poliția de atunci a avut o fericită inițiativă, spunându-i nicio problemă, coane, că matale îți dăm 0B. Și în felul ăsta s-a pus Batista pe țambal în ceea ce putea să devină un scandal primejdios pentru viața domnului George Asan, dat fiind reputația de trăgător fără greș a principelui Bibescu. Totodată, domnul Asan nu s-a mărginit doar la dezvoltarea propriilor fabrici, ci, asemenea celor deja menționați, s-a gândit și la bunăstarea generală. Suntem la finalul domniei lui Carol I. Datorită unor legi de încurajare a industriilor naționale, cât și a unei politici economice protecționiste, susținută de oameni cum ar fi Petre Sebeșanu Aurelian sau Emil Costinescu, pe care o să-i prezentăm mai pe larg în conferința despre politicieni, industria națională, ar fi mult să spunem că ar fi cunoscut un avânt, că ea se născuse propriu-zis în perioada aceasta, dar cunoscuse într-adevăr o dezvoltare rar întâlnită în epocă, ceea ce făcea din România acea Belgia Orientului, pe care o doriseră cei care puseseră bazele statului român. Domnul Asan a contribuit direct la această dezvoltare a industriei în calitatea sa de președinte al Camerei de Comerț și Industrie a municipiului București. Este forma administrativă creată în timpul domniei regelui Carol I, care urmează breslelor. Regele Carol a fost conștient că această organizare de tip medieval a meșteșugarilor și comercianților nu prea mai corespunde cerințelor economiei moderne. Drept urmare, a integrat toate aceste bresle în cadrul Camerei de Comerț și Industrie și a făcut astfel ca toate industriile lucrative ale țării și ale capitalei, care a fost dintotdeauna principalul centru industrial, să se conducă după un regulament unic. În această postură și-a servit țara și domnul George Asan, la recomandarea unui alt mare industriaș pe care o să-l pomenim în partea a doua a conferinței, domnul Dumitru Marinescu Bragadiru. El este cel care a refuzat această funcție și a spus că domnul George Asan este mai potrivit decât el, fiind deja a doua generație de industriași, spre deosebire de el. Iată și dovada recunoașterii experienței în domeniul acesta al afacerilor. Dacă din realizările economice ale domnului Asan ca președinte al Camerei de Comerț și Industrie nu știm câte se mai păstrează, fiindcă s-au întâmplat multe de atunci și până astăzi, în schimb a rămas o moștenire constructivă. Respectiv, în timpul mandatului său, a fost ridicat Palatul Camerei de Comerț și Industrie a municipiului București, cunoscut și drept Palatul Bursei, și care mai recent a folosit drept sediu provizoriu al Bibliotecii Naționale a României, până la mutarea ei în nou sediu de pe Dâmbovița. Este vorba de clădirea situată la intersecția străzilor Doamnei cu strada Ion Ghica, realizată într-un stil baroc flamboyant. Este una dintre clădirile cele mai luxuriante, să spunem așa, ale Bucureștiului și este opera unui arhitect care a fost susținut cu bursă din partea statului român pentru a-și urma studiile de specialitate în străinătate, Ștefan Burcuș, care a prezentat proiectul câștigător pentru acest palat, una dintre ultimile clădiri publice inaugurate de regele Carol I, care își făcuse un obicei din a simboliza instituțiile cheie pentru progresul statului român prin asemenea clădiri monument. Toată lumea din țară știa prin intermediul cărților poștale care e clădirea care simbolizează justiția, care e clădirea care simbolizează Banca Națională, care e clădirea care simbolizează poșta și așa mai departe. Lucrurile astea au servit foarte mult în a crea un sentiment de identitate națională și a da într-adevăr o impresie de progres.
Ei bine, dacă domnul George Asan vi s-a părut inedit, stați un pic să auziți despre personalitatea fratelui său, Basil Asan, co-administrator, pentru că între cei doi frați armonia a fost deplină în domeniul afacerilor, ei și-au administrat împreună fabricile, dar bineînțeles, beneficiind la rândul său de prosperitatea familiei, și domnul Basil Asan și-a permis anumite extravaganțe culturale, dacă vreți să le spunem așa. Respectiv, este primul și, după știința mea, singurul român care a participat la o expediție științifică, inclusiv cu balonul cu aer cald pentru o perioadă, în insulele Spitsbergen, în nordul extrem al Norvegiei, dincolo de cercul polar, alături de un baron de origine suedeză. Totodată, în 1899, deși am întâlnit o contestație la adresa acestui titlu, dar pe care încă nu am avut ocazia să o verific, se pare că a devenit primul român care a navigat împrejurul globului. Mi se pare fabulos că până astăzi încă există români care cred că Pământul este plat. Dar revenind la domnul Basil Asan, el realizează această circumnavigație a globului și tot el este cel care își ridică cea mai modernă locuință din Bucureștiul Belle Époque. Este vorba de o casă situată undeva în Mahalaua Scaune de astăzi, care din păcate a dispărut fiind demolată în urma cutremurului din 4 martie 1977. La momentul acela însă, cred că ar fi fost mai puțin de mirare să fie aterizat un OZN în București decât aspectul casei domnului Basil Asan, o casă construită în stil secesion de un arhitect vienez, adică mergând pe principiile nou enunțate ale cubismului, doar în linii drepte, foarte modernă, într-un oraș care avea în centrul său clădiri din stilul academist, din stilul Bozar, și care era înzestrată cu cele mai noi descoperiri ale tehnicii, pornind de la una dintre primele săli de forță particulare pe care le-a cunoscut Bucureștiul, saună, lift interior, ba chiar am întâlnit într-o relatare, din punctul meu de vedere, fiindcă n-am găsit altul mai devreme, este primul prăjitor electric de pâine din București, deci e un om căreia nu-i scăpa nimic din progresele tehnicii și care a profitat de situația sa ca să mai șocheze odată opinia publică, luându-și drept soție pe o femeie de origine romă. Ceea ce în epoca aia a fost un scandal și jumătate. Această doamnă l-a însoțit pe domnul Asan în toate călătoriile sale, până la sfârșitul vieții, care din păcate s-a sfârșit în exilul de la finele Primului Război Mondial în Elveția. Și toate trei fiicele acestui cuplu s-au născut în străinătate, fiind botezate după locul unde se născuse. Drept urmare, fiica născută în Grecia a primit numele Atenaida sau Atena. Fiica născută în Spania, pentru că sunau mai interesant numele de acolo probabil, a primit numele Consuelo. E bine, a treia fiică, în schimb, s-a născut în timpul voiajului pe Pacific, unde nu prea aveai repere. Drept urmare, a primit numele de Pacifica Asan, doamnă educată la Paris, care și-a aflat sfârșitul pe un pat de sanatoriu puțin timp după 1948, când întreaga avere a familiei a fost naționalizată și s-a ales praful, la propriu, de munca a două generații de industriași. Fapt anecdotic foarte interesant și mulțumesc frumos pentru informație tatălui lui Gabi, că eu așa v-am trecut în agenda. Casa lui George Asan din piața la Hovaria a fost cumpărată pentru scurt timp, până la naționalizarea ei din 48, de un zarzavagiu, care făcuse milioane din specula cu alimente de la finele celui de-al doilea război mondial. În prezent, din păcate, principala moștenire a familiei Asan, respectiv complexul de fabrici din zona Colentina, este, dacă ar fi să vorbim în termen de specii pentru clădiri, este cu risc extrem de dispariție. Este o clădire, de fapt un complex care se macină an de an după ce a trecut prin niște incendii și este părăsit de ani de zile și cel mai probabil există anumiți oameni care au tot interesul să se dărâme cu totul ca să se poată construi niște chestiuni mult mai lucrative pentru zilele de astăzi, dar ignoră faptul că deja clădirile acestea fac parte din identitatea culturală a acestui oraș și nu doar ce aduce profit imediat este important. În momentul în care ești lipsit de identitate, poți să subscriu un pic la proverbul acela sau zicala aceea populară din Germania, potrivit căreia țara porcului e unde crește ghinda.
în momentul când ai identitate, profitul este al tuturor și al nimănui, nu prea mai ține de alte criterii. N-aș fi vrut neapărat să termin istoria familiei Hasan într-o notă mai tristă, dar, din păcate, asta este situația actuală. Ca să trecem mai departe, vă propun de data aceasta să rămânem în spectrul comunității a române din București. Comunitate care a crescut substanțial pe parcursul secolului al XIX-lea, atunci când statul român a desfășurat și o politică de susținere a acestor rude culturale ale noastre, dacă nu putem spune mai mult, aflate la sud de Dunăre. Este perioada când Imperiul Otoman își trăiește ultimile clipe și la propriu se descompune în peninsula balcanică, pe ruinele sale începând să apară noile state naționale. Grecia, Muntenegru, Serbia și Bulgaria. Urmând tendințele epocii de atunci, fiecare stat urmează o politică națională care evident că nu-i vede prea bine pe vlahii aceștia balcanici care vorbesc o altă limbă, o altă cultură și mai dețin, ce să vezi, și destulă potență economică. După marele genocid comis asupra neamului lor prin distrugerea principalei lor cetăți din Balcani, orașul Moscopole, de către Ali Pașa din Ianina, a românii au început să fie victime și ale violențelor comise asupra lor de naționaliștii de diferite etnii din Balcani. Lucrurile astea nu sunt spuse ca să îndemne la ură între popoare în momentul de față. Ele sunt adevăruri istorice care, asemenea altor genocide, merită să fie recunoscute ca atare și au fost cunoscute în epocă, dar au fost trecute într-un soi de silențio stampa. Ulterior, istoricii mai vechi le-au consemnat ca atare, spunând că cele 6 ramuri ale latinității sud-dunărene au fost fiecare ori subiectul persecuției directe, ori cel puțin al fenomenului de aculturație, fiind obligate să-și părăsească limba, să-și părăsească tradițiile și să subscrie la cultura statelor care le-au înglobat între frontierele lor. România regelui Carol I, deși se afirma drept putere regională, este evident că nu avea cum să se implice cel puțin militar în peninsula balcanică. Erau teritorii prea îndepărtate care depășeau cu mult orice resursă materială și implicit și orice politică realistă a statului român. Dar s-au implicat în susținerea indirectă, în susținerea materială a acestor comunități prin fel de fel de convenții încheiate fie cu statul otoman, fie cu statele succesoare pentru crearea de școli și de biserici în care să se slujească în limba armânilor. Atunci când aceștia au fost în continuare subiectul violențelor, statul român, prin politicieni de reală valoare, cum a fost Alexandru Lahovari, le-a oferit o alternativă, spunându-le, noi nu avem cum să venim să vă ajutăm acolo, dar puteți veni voi în teritoriile noastre, mai ales în Dobrogea, recent cucerită, care avea nevoie de un aflux de populație apropiată cultural de populația românească. Așa se explică marea emigrație, sau imigrație, dacă vorbim din perspectiva României, a românilor din secolul XIX, ceea ce a dat o elită culturală și, bineînțeles, o elită comercială și în domeniul afacerilor. La București, concentrarea armânilor s-a făcut în funcție de rețeaua de transport. În 1869 fusese deschisă prima gara a orașului, în prezent autogara, cea de la Filaret, care unea Bucureștiul de unul dintre principalele porturi de la Dunăre, de Giurgiu. Pe această linie au sosit în București românii care s-au așezat cu precădere în zona adiacentă, umplând zonele de la Filaret, de pe strada 11 Iunie, care la un moment dat în vechile cadastre au proprietate armânească lângă proprietatea armânească. Ei bine, unul dintre acești aromâni născuți în zona Tesaliei, fiu de oier din munții Pindului, dar care își desfășura comerțul prin întreaga Europa, va deveni unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai industriei ospitalității din București și aici l-am numit pe Iorgu Steriu. Despre Iorgu Steriu eu vorbesc ca să-l fac cunoscut, dar l-au făcut deja cunoscut și l-au studiat mai bine decât pot eu vreodată să o fac, strănepoții săi, Daniel și Virgil Mănescu, care au și ieșit public să redea cumva posterității memoria înaintașului lor. Acest tânăr român, sosit la București și intrat într-ale negoțului, a primit la un moment dat din partea unchiului său, care era un oier ce stăpânea niște munți întregi prin zona Tesaliei, 40 de bănuți de aur,
cusuți în căptușala unei haine. Era singura formă de safe deposit care exista în vremurile vechi. Cu acești 40 de bănuți, el a avut curajul să intre în industria cârciumilor, dacă doriți, în industria ospitalității, Horeca, în termenii de astăzi, deschizându-și o locantă numită Carpați, pe locul bucureștean unde astăzi se află blocul cu librăria Mihai Eminescu, așadar în buricul târgului la universitate. Suntem în perioada în care deja și-au pierdut vechiul lor rost hanurile, care concentrau între zidurile lor și funcția comercială, și funcția hotelieră, și funcția industriei alimentare, să spunem, și fiecare dintre aceste industrii își urmase drumul său propriu. Iorgu Steriu a înțeles foarte bine aspectele acestea și a dovedit o pricepere nativă în a înțelege toate micile amănunte care, de fapt, asigură succesul unei asemenea afaceri, care pare foarte simplă din exterior când doar te pui la masă, servești și pleci mulțumit de acolo, dar care are în spate un sistem foarte complex, mergând de la a fi permanent prezent în cadrul stabilimentului pe care îl conduci, știindu-se faptul ce minuni poate să facă ochiul stăpânului, de a avea înțelegere și relații apropiate cu angajații tăi, revine modelului Hagi Tudorache, și mai ales de a fi tot timpul atent, exact cum au fost și cei din familia Hasan, la inovațiile tehnice care privesc domeniul în cadrul căruia activezi tu. Domnul Iorgu Steriu și-a permis, prin profiturile pe care le-a înregistrat la acest restaurant Carpați, să-și deschidă două dintre grădinile de vară cele mai mari din istoria Bucureștiului interbelic. Este vorba de grădinile de vară Suzana și Luzana. Acum, evident că moda numelor a mai evoluat un pic între timp, dar la vremea aceea, ele constituiau o destinație predilectă pentru bucureșteni la sfârșit de săptămână, știut fiind faptul consemnat de memorialiștii vremii că domnii binei Bucureștiului preferau ulterior uneori să renunțe la gulerul scrobit, la pălăria Cilindru și la lavalieră pentru a se îmbrăca mai lejer și în loc să se ducă la un restaurant cu pretenții unde li se serveau trei creveți leșinat pe un pat de frunză verde și aveau degustat un vin acrit cu gust de dop, puteau să se ducă frumos la grădina aceasta administrată de domnul Iorgu Steriu, unde să servească vreo trei porții așa de ciorbă de burtă fierbinte, dreasă cu smântână și un pic altoită cu niște ardei iuți, pe care le stingeau cu 3-4 halbe de bere care erau scoase proaspăt de la gheață și aveau încă flori pe sticla respectivă. Bineînțeles, ca să fie atmosfera de plină, la asta se adăugau și o frumoasă muzică lăutărească, astăzi foarte frumos descrisă de domnul Bogdan Simion, asigurată de unele dintre numele cele mai sonore ale lăutarilor din Bucureștiul interbelic, cum ar fi Naistu Fănică Luca, maestru naistului Gheorghe Zamfir de astăzi, Grigoraș Dinicu și alții care au scris istorie, astfel încât la aceste grădini de vară nu veneau doar locuitorii mahalalelor bucureștene, deși și ei găseau și consumație și prețuri pe potrivă, dar puteau să vină și reprezentanții intelectualității acelei perioade. Aici putem să enumerăm nume precum Nicolae Iorga, Octavian Goga și o altă sumedenie de intelectuali, unii dintre ei păstrând și în descrierile lor, cum a făcut Camil Petrescu, o spețele de pomină care se dădeau în această grădină de vară de la Luzana, cu diferite prilejuri, cum ar fi dineu oferit în onoarea compozitorului George Enescu la anul 1936 și care, bineînțeles, în frumosul joie de vivre care a caracterizat interbelicul românesc, se puteau prelungi mult către orele dimineții, dacă nu și după. Domnul Iorgu Steriu iară se remarca printr-o prezență permanentă în cadrul acestui stabiliment, unde a câștigat încrederea clienților odată prin serviciile impecabile, cât și prin transparența pe care o asigura. Astfel, bucătăria se găsea la intrarea în această clădire, care se păstrează în continuare. Pe strada 11 Iunie, astăzi este Centrul Cultural UNESCO Nicolae Bălcescu. Este o clădire cu arhitectură brâncovenească, realizată chiar de ginerele domnului Iorgu Steriu, arhitectul Achille Ghiaciu. În acest stabiliment, pe lângă faptul că vedeai, propriu-zis, curățenia din bucătărie, te bucurai de aceeași curățenie și la mese,
pentru că domnul Iorgu Steriu, sensibil la toate progresele tehnice, adusese o mașină de făcut gheață, asta explică floricelele de gheață de pe halbele de bere, și totodată o mașină pentru spălarea automată a tuturor pânzeturilor asociate acestei afaceri. Dacă putem spune hotărât că s-a trăit mai bine în interbelic dintr-o anumită perspectivă, este sub aspectul felului în care oamenii înțelegeau să-și petreacă timpul liber. Faptul că, în primul rând, înțelegeau că trebuie să aibă timp liber și apoi să-și îl petreacă în condiții cât mai vesele, mai voioase, cu putință. Această prosperitate materială i-a îngăduit domnului Iorgu Steriu să-și construiască și una dintre cele mai vaste reședințe particulare din întreaga istoria Bucureștiului. Și nu este o exagerare și poate fi dovedit dacă mergeți pe Bulevardul Regina Maria, pentru că în apropiere de locurile unde ființau aceste grădini de vară, se găsește și reședința sa, opera unui alt arhitect român, care număra modesta cifră de 176 de încăperi. Este mai mult decât un palat. Se găsește până astăzi, este o pătrundere, să spunem așa, în tronsonul Bulevardului Reginei Maria. Dacă venim dinspre Mitropolie și mergem către rondul de la George Coșbuc, se află pe mâna stângă. Acolo a funcționat și un local în perioada interbelică, numit Consumul Steriu, și acolo a trăit acest afacerist într-adevăr de primă mână al Bucureștiului interbelic și după ce proprietățile au fost naționalizate, bineînțeles în 1948, fiind îngropat aproape necunoscut de nimeni, îngropat de propria nepoată, într-un colț al cimitirului Belu. Memoria lui a fost redescoperită, așa cum am spus, de strănepoți, care au subliniat și faptul că Iorgu Steriu a fost unul dintre cei mai mari filantropi români din întreaga istorie a acestei comunități, finanțând școli, biblioteci de școală, picturi de biserici și catapetezme, cam prin întreaga peninsulă balcanică. Cam asta a fost măsura prin care a ales acest antreprenor să răsplătească și altora profitul de care s-a bucurat el în propriile afaceri și pentru aceste aspecte cred că memoria lui ar trebui să fie ceva mai bine cunoscută și în zilele noastre. Ca să nu plecăm departe de la industria ospitalității, o să rămânem tot în domeniul localurilor și de data aceasta vom vorbi de unii care au inovat, dar au inovat de data aceasta în privința consumului. Și aici îi desemnez pe frații Mircea. Frații Mircea nu și-au asigurat nemurirea propriului nume, ci nemurirea uneia dintre firmele cele mai cunoscute și, din punct de vedere istoric, cel mai longeviv local al Bucureștiului, cu activitate neîntreruptă. Este vorba de Carul cu Bere. De subliniat un fapt, totuși, nu ei sunt fondatorii acestui local. Fondatorul este un antreprenor pe numele său Ioan Căbășan, dar care apare foarte rar în documente. El este cel care în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a cumpărat ceea ce putea să fie numită fără nicio reținere o magherniță pe strada Stavropoleos în apropierea Hanului Zlătari, care mărginea altădată perimetrul bisericii aflate încă pe Calea Victoriei și se învecina și cu Hanul aflat anterior împrejurul micuții bisericuțe de la Stavropoleos. Era o zonă cu vad comercial incontestabil, fusese dintotdeauna, dar i-a sporit foarte mult potențialul odată cu sosirea pe piața bucureșteană a unor noi distracții. Pe locul unde acum se găsește Muzeul Național de Istorie, existase anterior unul dintre cele mai mari hanuri bucureștene, hanul Constantin Vodă, ctitorit de Brâncoveanu. Distrus la rândul său de marele incendiu din 1847, acesta a fost demolat și o vreme pe locul său a rămas un maidan, care a fost ocupat de fel de fel de noi antreprenori, unii dintre ei fiind cei care au ridicat acolo un circ, au ridicat o magherniță de scânduri, deschizând un circ cu un nume foarte familiar publicului românesc, Valhalla. Este un circ unde și-a făcut inițierea într-ale spectacolului la vremea aceea foarte tânărul Ion Luca Caragiale, care se pare că s-a și îndrăgostit pentru prima oară în viață de una dintre acrobatele care performau la localul respectiv, în preajmă mai apărând și unele localuri de consum, cât și o cofetărie. Ceea ce a intuit domnul Ioan Căbășan era un fapt destul de evident. Faptul că zona aia are mult potențial de creștere.
Dar ceea ce a mai intuit acest domn este schimbarea mentalității de consum pe piața bucureșteană. Posibil să mai fi auzit, că dacă ați citit texte despre viața în București de acum mai bine de 150 de ani, faptul că bucureștenii, în privința viciilor lichide, erau mai degrabă amatori de vin și de derivate din vin sau de derivate din fruct, adică vin, rachiu și țuică. Concepția asta poate să fie întărită de anumite nume de străzi bucureștene, cum ar fi Șoseaua Viilor, Heliade între Vii și altele, care amintesc de altă dată înfloritoarele Podgorii, aflate împrejurul Bucureștiului, din păcate distruse complet de Filoxera I, apoi de modernitate. Trecem cu vederea faptul că până astăzi Parisul încă are Vin de Paris, care se face în buricul Montmartre. Bun, e o suprafață mică, dar se vinde cu un preț pe măsură, că îi vin din buricul Parisului. La București au rămas doar numele. Dar legenda că la noi nu s-ar fi consumat bere, exact asta și este, o pură legendă. Avem produsele naturale necesare pentru fabricarea berii, ea este atestată de documente încă din perioada medievală. Știm că Vasile Lupul, la marilor spețe pe care le dădea, când se înfierbânta cam tare de la pocalele de vin pe care le consuma unul după altul, se mai răcorea și cu unul rece de bere. Acum ce-o fi fost în capul lui a doua zi, nu știu, dar e dovada că se consuma și bere. Bun, e clar că exista o predilecție a consumului pentru vin și pentru băuturile spiritoase, până la sfârșitul perioadei fanariote. Dar așa cum se întâmplă cu orice modă, ea se dovedește la un moment dat trecătoare. Chiar dacă nu trece definitiv, are și perioade de eclipsă. Bucureștenii, săturați cumva de maniera de consum din perioada fanariotă, erau exact cum au fost și după Revoluția din decembrie 1989, avizi de nou. Și noul ăsta a fost bine simțit atât de domnul Căbășan, cât și de unii antreprenori, și aici iarăși îl numesc pe domnul care o să fie așa deus ex machina în expunerea de astăzi, pentru că îl păstrez pentru final, fiind cea mai de succes poveste, Dumitru Marinescu Bragadiru. În momentul în care domnul Bragadiru ia hotărârea să deschidă o mare fabrică de bere și de produse spiritoase pe dealul Viilor, poftiți ironia istoriei, caută, ca un bun antreprenor ce era, să-și asigure o clientelă încă dinaintea începerii activității. Și unul dintre oamenii care îi dau votul în alb, recunoscându-i deja probitatea în afaceri, este acest antreprenor local, care în momentul acela se pare, așa o spune anecdotica bucureșteană, avea mici probleme să-și aleagă numele de local. Ceea ce vă spun eu acum este strict produsul imaginației, dar vi-l puteți imagina pe domnul Căbășan stând așa la o masă de lucru și mi-a zis, cum mama zmeilor, ca o cele mai năstrușnice nume localurile din București, să-mi botez eu localul ca să sară un pic în ochi. Moment în care probabil că intră unul din chenerii localului și îi spune, șeful, nu te supăra, dar a venit un car cu bere de la domnul Bragadiru. Hai mă, du-te de aici cu carul tău, cu stainiță. Așa ne spune cel puțin anecdotica bucureșteană că s-a fixat cel mai cunoscut nume de local din întregul istoric al localurilor bucureștene. Această firmă Caru cu bere, care va avea un destin glorios pe piața bucureșteană, dar destin ce nu-l mai include pe domnul Căbășan. El dispare la un moment dat din documente. Nu știm dacă a vândut afacerea, dacă a murit. De la 1886, noi proprietari ai localului sunt frații Mircea, adică Victor, Ignat și Nicolae. I-am dat în ordinea importanței crescător vorbind. Originar de prin prejurul Mediașului, aceștia veneau nativ cu preferințele de consum ale celor din Transilvania, orientați mai degrabă spre tradiția germană decât spre cea orientală. Ceea ce constituia o noutate aproape absolută. Se pare că localul de la Caru cu bere a fost a doua berărie, în adevăratul sens al cuvântului, din București, după cea de mult dispărută de lângă Biserica Sfântul Nicolae Jignița, pe unde se mai întâlneau membrii societății Dreptate și Frăție din perioada Revoluției de la Pașot. Ceea ce au adus ei ca noutate a fost, bineînțeles, această băutură care astăzi
după cifre, este preferata românilor, nu putem să concurăm cu greii consumului, respectiv cehii, germanii și alții, dar avem și noi un statut respectabil acolo în calitate de consumatori, din niște motive extrem de evidente. Este o băutură cu gradul de alcool destul de scăzut, deci merge la tăvăleală. Este totodată o băutură hrănitoare, așa că poate fi folosită uneori, deși nu recomandat dacă te și urci la volan drept supliment alimentar. Și, dincolo de orice, este cu siguranță una dintre cele mai accesibile băuturi alcoolice, deci asta n-a fost dintotdeauna. La un moment dat am avut în piața bucureșteană un protest al fabricanților de bere care spuneau că o travă numită spirit e taxată cu 10 lei, pe când ei sunt taxați cu 20 de lei, ceea ce este clar semn de discriminare. Așa că legislatorii acelei vremi au operat o uniformizare a acestor tarife. Furnizorul carului cu bere, bineînțeles, la principala băutură servită la consum, a fost, evident, domnul Bragadiru, a cărui firmă era menționată cu caractere mari la intrarea în local, ca să ai, bineînțeles, garanția calității. Nu înseamnă că era băutura exclusivă a localului, dat fiindcă au venit cu meniul din Transilvania, la foarte mare căutare era și acel vin Lacrima Christi, care se servea la baterie mică, preferabil și cu ceva borviz rece lângă, ca să-ți mai învigoreze, să spunem așa, papilele gustative. Iar al doilea element de noutate a fost reprezentat de meniul de mâncare, care aducea într-o piață unde erau la putere ciorbele, pilafurile, sarmalele, etc., meniul de consumație germană, mult mai ușor de făcut și la fel de gustos cel puțin, asta este evident o treabă de gust, vedetele erau frankfurterii, crembuștii cu hrean, însoțiți eventual și de o salată de sauerkraut. Un fel de mâncare care a făcut legenda localului a fost piureul de mazăre. Și, bineînțeles, o întreagă altă serie de vedete ale meniului care i-au atras foarte rapid o clientelă consistentă. Acum, ai asigurat noutatea meniului, ți-ai asigurat clientela, ai și oareși ce atmosferă că au început să-ți vină nume sonore din literatură. Caragiale, mare consumator al băuturii arămii, se număra printre obișnuiții localului, la fel era și Coșbuc, la fel era și Cincinat Pavelescu, la fel erau și oareși ce pictori și oareși ce istorici, chiar și Onisifor Ghibu, într-o pauză de la Academie, era cunoscut că mai trecea pe acolo. Ce-ți mai lipsește? Păi îți mai lipsește să-ți semnalizezi și arhitectonic prezența, arătând cumva ineditul pe care localul tău l-a adus în planul consumației. Ineditul s-a manifestat printr-unul dintre cele mai rar întâlnite stiluri arhitectonice din peisajul urbanistic bucureștean. Este vorba de stilul gotic, care din fericire se păstrează până azi în cazul noii clădiri a restaurantului Carul cu Bere, ridicată între sfârșitul secolului XIX cu multe eforturi până prin 1924, opera unui arhitect vienez, dar cu evidente origini poloneze, Iosef Kowczynski. Ea oferă o unicitate și în planul urbanistic acestui local, unicitate ce se regăsește și în interior, de data asta printr-o îmbinare de stiluri. Avem niște balcoane de inspirație bizantină, în timp ce pictura trimite foarte frumos la barocul vienez și la localurile celebre ale capitalei Imperiului Austriac. Ei bine, ce-ți mai lipsește dacă ai bifat toate astea și tot nu te-ai oprit? Păi îți mai lipsește să creezi niște vedete ale localului. Fusese subiect de documentar acum câțiva ani, bătrânul ușier de la magazinul Harrods din Londra, care avusese o carieră de peste 60 de ani în serviciul acestei întreprinderi. Nici Carul cu Bere n-a fost mai prea jos, doar că vedeta lui era Moșghiță Pivniceru. Dovedește un anumit specific național, bineînțeles, care vreme de 25 de ani avusese grija exclusivă a foarte bine aprovizionatei pivnițe pe care o gestiona acest local. Din păcate pentru proprietari, crahul, cea mai mare criză financiară din istoria umanității de pe Wall Street din 1929, i-a afectat pe frații Mircea, pe fiecare individual, pentru că Victor și Ignat deja se desprinseseră din această întrepriză și își deschiseseră propriile localuri, în timp ce Nicolae rămăsese să administreze propriu-zis Carul cu Bere. Declarat falimentar în 1929, nu își poate accepta noua situație și recurge la un gest disperat, respectiv se aruncă în gol de la etajul 2.
al acestui local, ceea ce a făcut vâlvă în presa românească și totodată a trecut berăria, care avea totuși un nume ce a permis să reziste, sub o nouă administrație, care, culmea, nu e cunoscută din documente. Deja carul cu bere trăia prin propriul său prestigiu. Cert este că și noi proprietari au înțeles asta și au menținut foarte limpede standardele vechii locante. Nu e de mirare că a fost ales drept popotă principală de soldații armatei germane și în primul și în al doilea război mondial, că se simțeau probabil ca acasă, dar ulterior, marea primejdie la adresa existenței carului cu bere a fost o mare primejdie sub mai multe aspecte în istoria modernă, contemporană chiar, respectiv Armata Roșie. Pentru că soldaților ruși, care nu erau nici pe departe certați cu băutura, nu le prea plăceau picturile alea cam nemțești de pe pereții berăriei, așa că au cerut Nitam Nesam, undeva prin 1948-1949, să se dea foarte estetic cu vopsea roșie peste picturile acestea, ca să se înțeleagă cine sunt noi stăpâni. E bine, asta a declanșat câțiva ani mai târziu, când a murit Stalin și a mai slăbit un pic strânsura, unul dintre rarele, și sper eu că vor deveni mai desele, acte de indignare culturală ale bucureștenilor, care se recunoșteau, își vedeau trecutul în deja consacrata lor berărie. Așa că o inițiativă populară s-a transformat într-una administrativă și a fost dată la o parte porcăria aia de tencuială roșie, fiind readuse la lumină picturile care consacraseră, să spunem așa, interiorul carului cu bere. Ba mai mult, în 1986 s-a operat o restaurare metodică a acestui stabiliment, care rămâne până astăzi unul dintre centrele comerțului stradal bucureștean, cel mai probabil dacă ești străin, nu e cazul în sală. Dar dacă vii la București și întrebi unde se mănâncă bine, nu o să fie rare situațiile când cineva din București îți va spune, păi du-te la carul cu bere. Și este meritul celor care administrează astăzi, faptul că au ținut un nivel atât de ridicat, de menționat că a devenit și subiect de film, constituind, între altele, unul dintre decorurile a unuia dintre cele mai bune filme românești de după 1990, respectiv Filantropica, avându-i roluri principale pe Mircea Diaconu și pe Gheorghe Dinică. Voi încerca să fiu ceva mai concis în această a doua parte, deși nu vă ascund faptul că printre subiectele ce urmează a fi prezentate intră nume nu chiar concise, cum ar fi Capșa sau Bragadiru. Dar să vedem. Dat fiind că am petrecut ceva timp totuși în industria localurilor, m-am gândit că e imposibil să faci o conferință despre cum făceai bani și să nu vorbești despre mama și tatăl banilor, respectiv băncile. Și am ales din industria bancară, unde în România există mai multe nume sonore, de la frații mei Tani, care au întemeiat prima bancă din istoria noastră, pe, ce să vezi, Calea Victoriei, până la familia Crisoveloni de la Ghidigeni, însă, cu siguranță, nimeni nu a făcut mai multe valuri decât domnul al cărui nume se păstrează astăzi, paradoxurile istoriei sunt nenumărate, prin intermediul unui local, respectiv Marmoroș Blanc. Și ne concentrăm, de fapt, pe familia Blanc, pentru că numele instituției este rezultatul unei asocieri între doi bancheri de proveniență evreiască. Suntem în perioada în care nu prea există o diferență între camătă și bancă, propriu-zis. Este vorba de Iacob Marmoroș, evreu sefard, stabilit la București pe la jumătatea secolului XIX, și Mauriciu Blanc. Aceștia profită de noul cadru modern din principatele române și ulterior din regatul României, cât și de noua legislație financiară care le înlesnea dezvoltarea și care a fost ulterior încă mai bine reglementată prin înființarea Băncii Naționale a României, pentru a deschide la rândul lor o asemenea instituție situată așa cum au fost majoritatea în ceea ce rămâne până astăzi centrul financiar al țării, chiar dacă centrul meșteșugăresc și de producție s-a mutat, este vorba de latura vestică a centrului istoric al orașului, acolo unde se găsește până astăzi atât Banca Națională, cât și localul central al Băncii Marmoroș, opera arhitectului Petre Antonescu, restaurat impecabil de curând și transformat în hotel și restaurant de lux, având inclusiv, vă asigur că nu mă plătește nimeni să le fac reclamă, dar ceea ce este frumos merită să fie pomenit,
având inclusiv un bar organizat în fosta camera seifului, unde ora închiderii este ora închiderii ușii metalice. Glumesc, nu închid pe aia. Și totodată locația băncii a constituit subiect de film, fiind unul dintre cadrele pentru filma, celebra serie de filme cu comisarul Miclovan, regizat de Sergiu Nicolescu, cu Sergiu Nicolescu în rol principal, așa cum îi plăcea lui. Dar revenind la Banca Marmoroș Blanc, aceasta devine, către finele secolului XIX, cea mai puternică instituție financiară privată de pe piața românească. Și sub auspiciile astea crește fiul lui Mauriciu Blanc, Aristide. Un personaj care a făcut nu puține valuri în publicistica, în viața politică și mai ales în economia românească, dat fiindcă de numele său se leagă unul dintre cele mai răsunătoare falimenturi din istoria noastră financiară, cel din anul 1931. Dar cum ajungi de la cea mai puternică bancă privată din țară la cel mai mare faliment? Bun, ele cumva merg mână în mână, că n-ai cum să fii bancă mică să produci faliment mare. Toată istoria stă în faptul că încă de tânăr Aristide Blanc nu se mărginește, așa cum o făcuse tatăl său și asociatul lui, strict la domeniul bancar. Are studii, deși contemporanii spun că era mai degrabă inteligent decât cultivat, ceea ce poate să denote o fire ușor superficială, și are veleități artistice, este poet publicat în mai multe dintre gazetele epocii, frecventează Societatea Bună și a fost de-a lungul vremii soțul unor celebrități în virtutea posterității. Foarte interesant că au amândouă o legătură cu o altă personalitate, de data asta literară. A fost căsătorit odată cu Ecaterina Caragiale, fica lui Ion Luca Caragiale, și a doua oară cu Cela de la Vrancea, protejata lui Ion Luca Caragiale. Dacă mai aveam nevoie de vreo dovadă a atracției sale față de lumea culturală și de lumea mondenă, iată că o avem din plin. Începând cu anul 1914, încă tânărul născut în 1883 la 1 ianuarie Aristide este inclus în Consiliul Director al Băncii Marmoroș Blanc, instituție financiară ce își continuă ascensiunea și, dominând piața financiară din România, își permite să-și extindă influența și în alte domenii, începând cu spectrul politic, bineînțeles. Asta n-ar trebui să fie un secret în istorie, că finanța de multe ori și-a spus cuvântul și în politică. Mai mulți politicieni ai perioadei sunt incluși în Consiliul de Administrație al Băncii, nu neapărat nume care să dea bine în publicitate, pentru că între ei se numără și domnul Alexandru Constantinescu, mult mai bine cunoscut drept Porcu în perioada respectivă, unul din marii sforari ai perioadei, deși foarte abil la acest capitol. Altul este Grigore Filipescu, fiul lui Nicu Filipescu, cel care a căutat să revitalizeze Partidul Conservator în perioada interbelică, dar a reușit cu sprijinul financiar al lui Aristide Blanc să revitalizeze ziarul Epoca, fondat de părintele său, cât și alții mergând până la oameni care au fost împrumutați fără dobândă, ba chiar uneori și fără termen, de către Banca Marmoroș Blanc, cum ar fi chiar diplomatul Nicolae Titulescu, care în felul acesta și-a justificat comportamentul într-o bună măsură părtinitor față de Aristide Blanc în momentul când a început declinul acestuia. Dar declinul era încă departe. Pe lângă influența pe care și-a construit-o în domeniul politicii, Aristide, care era un om ce agrea viața luxoasă și căruia îi plăcea, să spunem așa, să se dea în stambă, a căutat să se implice și în viața publică, fiind primul din istoria noastră care și-a constituit un imperiu în presă. Cei care au văzut cetățeanul Kane, considerat unul dintre cele mai bune filme ale istoriei, o să găsiți unele similitudini în viața sa, pentru că, într-adevăr, și el a dat cumva impresia că s-a jucat cu toate lucrurile acestea, de aici impresia de superficialitate pe care a lăsat-o cumva caracterul său. Pe lângă editura Cultura Națională, în cadrul căreia a sprijinit anumite scrieri ale oamenilor care, evident că îi făceau și lui jocul, a cumpărat în perioada respectivă și două dintre cele mai
difuzate ziare din țară. Unul care se prelungește sub nume până astăzi, Adevărul, și un altul Dimineața, convingându-l pe unul dintre oamenii care au făcut istorie în presa românească, Constantin Mile, să-și vândă propriu-zis creația. Pentru că în felul acesta să poată influența mai lesne opinia publică. Dorința lui Aristide Blanc era să joace la prima masă în jocurile de politică ale României, iar la prima masă el a ales să parieze pe cartea principelui moștenitor, dar care renunțase la tron, Carol al II-lea. Suntem în deceniul al III-lea al perioadei interbelice, când se manifestă deja boala regelui Ferdinand și când trustul de presă și relațiile lui Aristide Blanc deja s-au pus în lucrare pentru a asigura revenirea la tron a principelui, a fiului risipitor, dacă doriți. Deci nici măcar n-a fost proclamată regența când deja s-au pus în lucrare mecanismele pentru a-l aduce înapoi pe Carol al II-lea. Asta a dat o întâlnire foarte interesantă între două personalități pe potrivă de tari, Aristide Blanc și Regina Maria. Întâlnire care a rămas consemnată în însemnările zilnice ale suveranei și în care Aristide Blanc, cu o nonșalanță rar întâlnită în cazul egalității, i-a spus deschis reginei că știe că este un om incomod și care cel mai probabil nu-i plăcut. Regina Maria, care nu era mai prejos în prezența de spirit, i-a spus, dimpotrivă, eu mi-aș dori să vă cred și mi-aș dori să demonstrați că aveți de ce să fiți plăcut. Din păcate, întâlnirea se încheie rapid în relatarea reginei. Cel mai probabil s-au mirosit unul pe celălalt sau mai mult regina pe Aristide, pentru că și-a demonstrat clar interesul și a continuat să facă... americanii au spus lobby, pentru că dacă nu poți să înlături corupția, e mai eficient să o legalizezi. Să facă lobby în sprijinul lui Carol al II-lea, care revine pe tron în anul 1930 și imediat după aceea să înceapă să-i facă fel de fel de servicii și cadouri atât suveranului, cât și favoritei sale, Elena Lupescu, cea despre care se știa că de fapt conduce destinele măririlor în România anilor 1930 până în 1940. Carol al II-lea însuși a recunoscut la un moment dat că nu poate să renunțe la Aristide pentru că, cităm, am foarte multe obligații față de el. Cu toate acestea, chiar dacă ajunsese la un moment dat să numească funcționar la finanțe sau președinței Băncii Naționale a României, Aristide s-a întins mai mult decât era plapuma și avea o plapumă destul de vastă totuși, astfel încât nou numitul la finanțe Mihail Manoilescu a constatat încă din 1930, când începuse marea criză economică mondială, că Banca Marmoroș Blanc a înregistrat un deficit care trecea de 1 miliard de lei. Situația, bineînțeles, că s-a încercat a fi mușamalizată, bun obicei moștenit de noi din perioada fanariotă, dar lucrurile nu aveau unde să mai răzbească. Deja se impuseseră curbele de sacrificiu pentru funcționarii publici care și-au văzut salariile bărbierite de vreo 60% în timp ce cadrele militare nu își mai încasaseră salariile de luni bune, în timp ce statul român dădea o gură de oxigen bănților private, oferindu-le un capital substanțial pentru a-și continua activitatea. Nu s-a reușit redresarea, așa că în anul 1931 se oferă o soluție, să spunem așa, disperată, respectiv fuzionarea tuturor băncilor private sub o singură entitate, ceea ce mai mulți directori de bancă nu au primit să facă și, drept urmare, în 1931, așa cum ne spune de altfel Mihail Manoilescu, aveam de ales între răscoală la nivel național, dacă îl mai susțineam pe Aristide Blanc, sau criză financiară dacă îi acceptam falimentul. Și s-a ales varianta a doua. Statul român a plătit despăgubiri celor care și-au pierdut investițiile până în 1940. La sume exorbitante au avut loc sinucideri în perioada aceea. Mai mulți creditori nemulțumiți au luat cu asalt poarta Băncii Marmoră sau, mă rog, porțile, pentru că existau 25 de sucursale, unele la New York, altele la Istanbul. Culmea, Aristide Blanc n-a dispărut din viața publică. Avea în continuare o avere personală substanțială și a continuat să încerce să tragă sforile. A dovedit, putem să spunem, un curaj nebun, pentru că tot în perioada aceea în România începeau să se afirme tot mai răspicat reprezentanții extremei drepte,
cu o retorică xenofobă și mai ales antisemită. Am spus de la bun început, Aristide Blanc era evreu. E bine, a intrat pe lista scurtă de oameni vizați de garda de fier, așa că, bineînțeles, a fost nevoie să se sporească și securitatea în prejurul său, chiar dacă n-a renunțat vreo clipă la viața somtoasă pe care o ducea. A reușit să provoace indignare în rândurile opiniei publice atunci când în 1938, după ce Carol al II-lea se proclamase conducătorul Partidului Unic, Frontul Salvării Naționale, și instaurase practic dictatura regală, l-a însoțit pe suveran într-o vizită de protocol în Regatul Unit, făcând ceea ce ne spune limba coardei iute a condului Costic Argetoianu, exact asemenea câinelui care stă să lingă firmiturile ce pică de la masa stăpânului. A reușit să rămână în prim planul vieții publice chiar și în perioada instaurării Marii Terori Legionare, deși e adevărat că a trecut cumva în planul al doilea, sperând că va putea să-i supraviețuiască prăbușirii protectorului său, Carol al II-lea. Anii 43-44 și petrece mai mult la Butimanu ca să evite bombardamentele asupra Bucureștiului. Dar odată ce se produce întoarcerea armelor și frontul se îndepărtează de București mergând spre vestul Europei, revine la București, unde se înscrie din nou într-o lojă masonică, de data aceasta cea a lui Horia Hulubei, creează un grup de gândire liberal, cunoscut sub denumirea de IDEA, și reactivează editura Cultura Națională, căutând să-și reafirme influența în cadrul presei autohtone. Are proasta inspirație să lase să se publice mai multe scrieri care contraveneau pe față doctrinei comuniste care era în ascensiune. Drept urmare, nici una, nici două, se trezește cu editura închisă și în scurtă vreme este pus sub observație, iar apoi este arestat și trimis la Jilava. Legionarii făcuseră ei întâi un tribunal special pentru a încheta fraudele comise de Banca Marmoroș Blanc asupra economiei naționale și îl scoseseră dator cu câteva sute bune de milioane față de bugetul de stat. Lucrul ăsta a fost reluat de autoritățile comuniste, dar se dovedește faptul că atunci când lucrezi o viață întreagă să îți creezi un sistem de relații, ăsta scontează și mult timp după ce n-ai mai investit în el, astfel încât intervenții din străinătate, cumulate cu altele din țară, pentru că obligase într-adevăr pe mulți cât timp controlase finanțele acestei bănci, au făcut să fie eliberat de la Jilava, unde și-a ispășit o parte din pedeapsă în decursul anilor 50, și apoi să fie lăsat la domiciliu, iarăși sub supraveghere, făcând eforturi încă vreo câțiva ani să încerce să obțină plecarea din țară. Cu mare greutate și abia după ce și-a compromis sănătatea a reușit să plece în Franța în 1958 și n-a mai supraviețuit decât 2 ani, murind oarecum simbolic în aceea zi în care se născuse, 1 ianuarie 1960. Viața lui arată clar care sunt pericolele asociate unei acumulări mari de avere, de capital, și totodată faptul că este greu spre imposibil să disociezi piața capitalului de piața politicii și de piața culturală, pentru că întotdeauna ambele vor avea nevoie de fonduri, dar este o afacere mult mai spinoasă sursa de proveniență a acelor fonduri și mai ales scopul pentru care sunt oferite asemenea stipendii. Cum că am vorbit de un reprezentant al industriei bancare și mi-am luat o piatră de pe inimă, pentru că recunosc că nu este domeniul meu de predilecție, dacă era, nu mai eram aici. O să trecem la domeniul industriei grele, care cumva contrazice opinia generală privitoare la București. București a fost văzut de mai mulți memorialiști și istorici și de opinia publică ca fiind prin excelență un oraș al industriilor ușoare, manufacturiere și nici de cum al industriilor metalurgice, constructoare de utilaje și altele. Și din păcate nici peisajul de astăzi nu ne prea ajută să ne mai facem o imagine clară asupra trecutului industriei grele bucureștene, pentru că principalele stabilimente nu mai sunt nici măcar în situația fabricilor Asan de a fi în curs de dărâmare, au trecut de etapa asta și au fost deja rase de pe fața pământului. Cea mai veche mențiune a industriei grele în București datează din perioada domniei lui Cuza, când în 1863 un antreprenor de origine franceză, Joseph Lemaître, vine la București și deschide
total contraintuitiv pentru o întreprindere de industrie grea, o spălătorie mecanică pentru lenjeriile armatei. Armata română era la început, abia își forma structura logistică, bineînțeles că și uniformele soldaților și alte produse textile aveau nevoie să fie curățate. Cât de bine și-ar fi făcut domnul Metre treaba, nu ne spun prea mult documentele vremii, dar putem să constatăm practic că s-a achitat onorabil de această sarcină, dat fiindcă 10 ani mai târziu îi dădea mâna să deschidă pe un teren destul de amplu din periferia sudică a orașului o dită mai turnătoria și fabrică de utilaje agricole. Cheia prosperității sale a fost, bineînțeles, o altă schimbare pe care a sesizat-o la timp pe piața bucureșteană, respectiv schimbarea sistemului de greutăți și măsuri. Mijlocul secolului înseamnă abandonarea vechilor unități de măsură, o caua mică, stângenul în ceea ce privește metrica, etc., dubla, și trecerea la sistemul oarecum universal în kilograme. Ei bine, apăruseră deja unii fabricanți de greutăți, dar ce să vezi, treabă specifică oricărui început, astea, deși aveau aceeași greutate trecută pe ele, s-a dovedit că variau puțin în gramaj. Așa că statul României acordă domnului Lemaître exclusivitate în fabricarea acestor greutăți. Drept urmare, este o nouă cale de prosperitate pentru noua lui întreprindere de industrie grea, care este foarte alertă în a aduce toate utilajele apărute noi pe piața industriei europene, ceea ce îi permite în scurt timp să se axeze și pe fabricarea, așa cum am spus, nu de obiecte agricole, ci de utilaje agricole. Suntem la începuturile mecanizării agriculturii românești. Unii dintre dumneavoastră probabil că s-au ciocnit de expresia asta, în cazul meu s-a întâmplat și cu adresare directă, băi, batoză. Pentru că mai înainte de apariția combinelor agricole propriu-zise, treieratul se făcea cu ajutorul acestor angrenaje de mari dimensiuni, de aici alăturarea domnilor și doamnelor care sunt mai dezvoltați un pic pe lățime, care erau amplasate pe câmp și unde se aruncau cerealele ca să fie bătute. Avem o imagine practică tot în filmul Moromeții, când sunt adunați țăranii să își ducă grâul la batoză. E bine, domnul Lemaître, sau mă rog, Consiliul de Administrație al acestei fabrici, a avut foarte bună inspirație să pluseze pe faptul că sunt primii care fabrică așa ceva în România. Țară, cum știm, ni s-a spus permanent, eminamente agricolă, unde principala resursă era grâul și unde, bineînțeles, mari moșieri, mari latifundiari aveau nevoie de o eficientizare a producției ca să sporească exportul. Ceea ce ni se spune mai rar, a subliniat-o între altele bunul meu prieten, domnul Cosmin Popa, istoric de profesie, e faptul că acest export glorios al României se făcea pe spatele și adeseori și pe stomacul țăranilor, care erau la propriu la limita supraviețuirii. Nu însemna că dădeam noi părăscoale în plan intern și că aveam măsură mare de a exporta. Era pur și simplu o căutare a profitului. Dar asta este altă discuție. Domnul Lemaître a mizat foarte mult pe ideea aceasta că este primul producător din țară. Și mai mult decât atât, și-a făcut campanie în presă în care a publicat inclusiv scrisoarea unui moșier român care îl felicita pentru calitatea utilajelor sale. Deci avem pe de-o parte gâdilarea mândriei naționale, domne, în sfârșit fabrică și România utilaje agricole, și pe de altă parte avem și urmarea calității acestora, mulțumirea celor care și-au sporit substanțial profitul prin utilizarea utilajelor respective. Credeți că s-a oprit aici, domnul Lemaître? Nici de cum. S-a mai uitat el un pic pe piața bucureșteană și a zis, ce-o mai trebui pe aici și e cam lipsă? Păi băieții ăștia sunt la început și cu rețeaua de transport, că degeaba recoltezi grâu dacă n-ai cu ce să-l cai. Așa că s-a apucat și inițial de reparat, dar apoi și de fabricat locomotive și vagoane de tren. Ceea ce a dus la apogeu acestor uzine și turnătorii Lemaître, care în perioada de început a secolului 20 puteau produce pe lângă cele enumerate deja și fel de fel de corpuri din fontă, aveau și fabrică de tăbăcărie la un moment dat, ba mai mult,
arătându-și concepțiile autarhice și un pic protecționiste, așa, își făcuseră și fabrică de scule pentru uzul fabricii, adică nu mai importau aproape nimic, ci totul era produs în regim intern. Cele două războaie mondiale n-au părut să afecteze foarte mult viața fabricii, domnul Lemaître răposase deja de la finele secolului XIX, dar s-a creat o societate anonimă pe acțiuni, care se pare că a gestionat foarte bine fabrica, dat fiindcă și-au permis să-și deschidă și un al doilea sediu de producție pe actuala stradă Lânăriei, în apropierea străzii Frigului, de altă dată, unde denumirea nu este aleatorie, acolo a funcționat cea mai mare fabrică de înghețată din Bucureștiul interbelic, care asigura comenzi la domiciliu. Puteai să spui câte kilograme și cu ce arome vrei să ți-o livreze. Aviz celor care se confruntă cu probleme de siluetă că trăim vremuri mai bune decât credem. Sediul acela, din fericire, se păstrează. Din nefericire, în schimb, sediul central al turnătoriei Lemaître, rebotezată după 1948, timpuri noi, a dispărut în anul 2010, când suprafața a fost achiziționată de un dezvoltator imobiliar, care a ridicat, în schimb, niște clădiri foarte înalte de birouri pe locul acela. Societatea timpuri noi, în schimb, își continuă existența, dar în jilava, pentru că au folosit banii rezultați din vânzarea spațiului industrial pentru achitarea unor datorii contractate, așa cum au făcut multe firme din România după 1989, și în felul acesta și-a permis să-și prelungească existența până în zilele noastre, să sperăm că va ajunge și la o nouă înflorire. Dacă aici am vorbit despre începuturile industriei grele în București, nu putem să trecem mai departe fără să vorbim și de apogeul industriei grele în capitala noastră, apogeul care s-a regăsit sub, bun, e adevărat, două nume, dar pentru concizie noi ne vom rezuma la unul, Malaxa și, bineînțeles, dublat de Auschnitt. Inginerul Nicolae Malaxa, la rândul său cu originea române, dovadă că la un moment dat se creează un soi de tipar cultural pentru anumite calități, a vădit încă de mic ceva potențial de genialitate. Adică, în postura de licean, publica în Gazeta Matematică, dovedind aptitudini mult peste medie. Lucrul ăsta a fost sesizat corect, inclusiv de către tatăl său, care a făcut cel mai firesc gest cu putință și a sprijinit fiul pe calea aceasta, atât în plan personal, cât și în ceea ce privește studiile, trimițându-l la una dintre cele mai prestigioase universități politehnice ale epocii, cea din Karlsruhe, în Germania. Întors în țară, domnul Malaxa junior a vădit că nu este doar un geniu teoretic, ci că are foarte bune aptitudini practice. Începând încă din anii 20, să-și deschidă afaceri. Afacerea lui s-a concentrat ulterior în zona de sud a capitalei, unde, aici anticipăm puțin, ulterior, în perioada comunistă, aceste uzine erau cunoscute drept 23 august sau FAUR, respectiv Republica. Pentru că în ceea ce îl privește pe domnul Malaxa, diversificarea este încă mai mare decât în cazul uzinelor Lemaître. El, începând cu un mic atelier care se ocupa cu reparații de vagoane de tren și ajungând în decurs de mai puțin de 10 ani să devină fabricantul primelor locomotive produse exclusiv în România, ba mai mult, ulterior și proiectantul unora dintre cele mai performante locomotive diesel din întreaga Europa. În 1936 ieșea pe poarta fabricii prima locomotivă diesel, marca Malaxa, urmând ca în anii ce au venit să fie produse 100 de astfel de modele care au făcut furori inclusiv la salonuri internaționale. Deci s-a atins un nivel de excelență tehnică greu de bănuit pentru un om care își pusese bazele propriei afaceri, nu moștenea o îndelungată tradiție industrială cum se întâmpla cu alții prin vestul Europei. Care a fost secretul domnului Malaxa? Păi nu diferă foarte mult de cei menționați anterior. În primul rând, deși la el vorbim de un grup mult mai numeros al angajaților, aproximativ 8.000 de angajați numărau la apogeu fabricile Malaxa, este vorba tocmai de crearea unei solidarități între angajați și de mizarea pe piața internă, de a arăta cumva un patriotism economic în varianta lui bună. Știind că România încă nu are personalul tehnic necesar pentru necesitățile fabricilor sale,
a adus ingineri germani, dar angajați cu contracte la termen de 6 sau 12 luni, capabil să pregătească personalul românesc tehnic al fabricilor sale, care ulterior a beneficiat din partea lui de toate drepturile și de toate avantajele la care puteau spera și la care pot spera angajați până în zilele noastre. El a fost conștient că profitul afacerii sale este direct proporțional cu nivelul de mulțumire al întregului personal angajat, pornind de la cel mai umil muncitor până la inginerii proiectanți. Și lucrurile astea sunt regăsite în mențiunile din epocă. Faptul că puțini erau antreprenorii din România sau de oriunde altundeva care se bucurau de o asemenea loialitate a angajaților. Domnul Malaxa s-a arătat în permanență preocupat de soarta lucrătorilor săi. Totodată, dubla grija aceasta printr-un exemplu personal pe care ni-l confirmă memoriile fiului său, Costache Malaxa, spunând că tata era un om foarte sobru, care o viață întreagă s-a trezit la ora 4, a fost prezent în fabrică aproape în fiecare zi și încheia programul mult după cel al angajaților săi. Deci era vorba de puterea exemplului, faptul că îl vedeau pe omul care înființase afacerea, că se preocupă în continuare de soarta acesteia. Asta a fost partea frumoasă. Am început așa lin, pentru că asemenea domnului Aristide Blanc, ajungând la rândul său să controleze un capital impresionant, domnul Malaxa n-a rămas străin de spectrul politicului. Și, ce să vezi, a apariat asemenea domnului Aristide Blanc tot pe cartea fiului risipitor al familiei regale române, Carol al II-lea, dar de data aceasta n-a apariat, să spunem, în avans. În momentul în care regele Carol al II-lea a fost întronizat în anul 1930, un an mai târziu, deși să spunem că nu era în relații foarte bune cu domnul Max Auschnitt, au preferat o pace temporară și au dat mâna și au mers, ținându-se de mână, așa metaforic, la Palatul Regal, ducând cu ei o servietă în care se găseau 100 de milioane de lei, pe care i-au mânat-o regelui Carol al II-lea ca mulțumire din partea industriei grele românești pentru realizările majestății sale, așa, pentru actele sociale ale palatului. Asta e considerată de unii dintre memorialiștii perioadei ca fiind actul de naștere al camarilei regale, grupate în jurul lui Carol, bineînțeles, al Elenei Lupescu, al mareșalului curții Ernest Urdăreanu și al altor câteva figuri, între care se număra la un moment dat și agentul de influență al lui Aristide Blanc, Nicolae Tabacovici, pentru că, bineînțeles, lumea asta a celor foarte bogați e o lume mică și au tendința să se întâlnească la un moment dat unul cu celălalt. Ei bine, ulterior, până în 1940, fabricile Malax au devenit, ce surpriză, abonate la contractele cu statul. Adică aproximativ 90% din comenzile onorate de Malaxa erau comenzi de stat. Această bunăvoință guvernamentală era asigurată, pe de altă parte, de numeroasele partide de poker pe care aceștia le jucau cu ceilalți membri ai camarilei regale și unde se știa de dinainte cine o să câștige. Atât de cetățenit devenise obiceiul acesta, încât la un moment dat unii spun că Malax, alții spun că Auschnitt, a spus, hai ziceți-mi repede că trebuie să pierd, că mă grăbesc. Dar, în orice caz, și-a asigurat bunăvoința regelui, pariind totodată și pe cartea legionară, atunci când a început să miroasă avântul schimbării în preajma anului 1940, stipenduindu-i și pe aceștia și obținând totodată înlăturarea de pe piață a principalului său rival, Max Auschnitt, care, nesubscriind la înregimentarea economiei românești față de capitalul german din perioada celui de-al treilea Reich, a fost declarat, ce să vezi, dușman al economiei naționale și a fost și încarcerat o perioadă la Văcărești, în timp ce Malaxa prelua un pachet generos de acțiuni și în fabrica principalului său concurent, Auschnitt. De menționat faptul că între timp apăruseră și uzinele Malaxa care produceau țevi nesudate pentru industria petrolieră, vitală, mai ales în condițiile celui de-al doilea război mondial și mai ales pentru mașina de război germană, care n-au făcut, bineînțeles, decât să sporească potențialul industrial al industriașului. Nu a fost nici el străin de influențele din lumea culturală, și am păstrat special un protejat al domnului Aristide Blanc pentru expunerea aceasta, pentru că este un protejat comun și aici vorbim de profesor Nae Ionescu,
una dintre mințile cele mai sclipitoare ale perioadei, este neîndoielnic faptul ăsta, pe cât de neîndoielnic este faptul că este unul dintre cei mai mari profitori din istoria noastră, care nu s-a sfit să aibă colaborări cu oricine a oferit mai mult și care se dorea un soi de mentor al mișcării legionare. Cât de mult succes a avut tentativa asta lui este o altă istorie, dar cert este că vila pe care acesta a locuit-o în Băneasa și unde a murit în 1940 a fost ridicată așa în semn de apreciere de către industria și Nicolae Malaxa. A fost preluată ulterior de guvernul mareșalului Antonescu, același guvern care nu s-a mai uitat atât de frumos la domnul Malaxa și care s-a trezit brusc în postura de acuzat. Cum au trecut anii tulburi ai războiului, păi au trecut exact cum au trecut și restul anilor pentru domnul Malaxa, tot muncind, tot încercând să intuiască următoarea schimbare de putere. N-a fost foarte fericită în cazul lui, pentru că autoritățile comuniste nu prea aveau cum să-l vadă cu ochi buni pe un om care colaborase cu legionarii și care, așa cum s-a stipulat în procesul ce a fost intentat ulterior, fabricase arme pentru dușmanii glorioasei Uniuni Sovietice, învingătoare la finele celui de-al doilea război mondial. Jocul însă a fost unul ceva mai complicat, pentru că totuși era greu să te dispensezi de serviciile unui om cu relațiile, cu experiența și cu averea industrială, precum domnul Malaxa. Așa că o perioadă, guvernul Petru Groza l-a folosit pentru a intermedia raporturile cu Occidentul. Eram în perioada în care încă trăiam sub spectrul iluziei că or să vină americanii. Au venit, dar au întârziat vreo 40 ceva de ani. Așa că domnul Malaxa a fost trimis de mai multe ori să negocieze cu comisiile aliate, anunțându-și fiul să-i dea zor cu studiile, că el o să mai vină, o să mai plece, dar la un moment dat o să plece definitiv. S-a dovedit inspirat în această decizie, dar calculul, să spunem, că n-a fost perfect. Fiul său, care fusese coleg cu regele Mihai în clasa palatină, a fost nevoit să părăsească în mod clandestin România alături de mama lui, pe când tatăl deja se stabilise în Statele Unite. Avusese prevederea ca înainte de 1946 să vireze mai multe milioane de dolari în conturi americane, în urma afacerilor avute majoritar cu statul român, și în felul acesta și-a asigurat o expatriere comodă, să spunem așa. Mai mult, a avut și resursele necesare pentru a face demersurile obținerii cetățeniei americane, care i-ar fi garantat definitiv securitatea, sau siguranța personală, mai corect spus, pentru că altfel exista întotdeauna riscul de a fi extrădat în funcție de cum evoluau vânturile politice. Ia ghiciți, cine i-a pus bețe în roate să obțină cetățenia americană? Păi vechiului prieten, domnul Max Auschnitt, care deja sosise în Statele Unite și nu uitase bucuriile pe care le trăise în România și din partea domnului Malaxa, astfel încât demersurile au durat aproximativ 10 ani până au fost finalizate, dar asta nu înseamnă că domnul Malaxa își ieșise din mână. A știut foarte bine cum să pună în lucru milioanele pe care le deținea în capital în Statele Unite și și-a atras simpatia la vremea aceea a unui încă nu foarte cunoscut senator de California, pe numele său Richard Nixon, care urma să devină președinte al Statelor Unite și să producă unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria statului american. Domnul Nixon, ce să vezi, s-a transformat brusc într-un lobbyist al industriei grele americane, spunând că au nevoie pentru extragerea petrolului din California de țevile brevetate de către domnul Malaxa și susținând că această nouă societate americană cu capital românesc, ei poftim ironia istoriei, ar fi cazul să se facă în orașul lui natal din California. Bineînțeles că fabrica asta n-a produs o țeavă de-a lungul timpului, dar capitalul a fost investit cu foarte multă eficiență în lobby-ul pentru propulsarea carierei domnului Nixon, care, băiat cu fair play în cazul acesta, și-a întors serviciile oferindu-i cetățenia domnului Malaxa, care în felul acesta și-a permis o bătrânețe într-adevăr liniștită până la trecerea la cele veșnice în 1965 la reședința sa din New Jersey. De menționat faptul că dincolo de scăderile inerente uneia care se joacă cu unul dintre cele mai importante capitaluri ale țării, totuși în cazul lui Nicolae Malaxa, vorbind de un om într-adevăr dedicat activității sale, nu se explică altfel, cel puțin începutul prosperității și a unui om care într-adevăr s-a dovedit o forță inovativă nu la nivelul României, ci la nivel internațional în industria pe care o reprezenta,
performanțele locomotivelor Malaxa nu sunt o legendă patriotardă. Ele sunt un fapt consemnat de publicațiile de specialitate ale epocii. Dincolo de aceasta, bineînțeles, exact ca în cazul domnului Aristide Blanc, atunci când ajungi la anumite altitudini, să spunem că regulile jocului se modifică puțin și riscurile devin cu mult mai substanțiale. Și sunt extrem de bucuros că am reușit să acopăr și a doua parte, care nu mi-e foarte dragă în relatarea de astăzi, asta cu industria grea, nu prea am aspect de siderurgist, sau îmi place să cred că nu am. Și să trecem la lucruri mai apropiate, dar o să facem o tranziție blândă, trecând un pic prin industria transporturilor. Și de data asta vă rog să vă proiectați așa în minte imaginea unei clădiri cu care începe Bulevardul Aviatorilor de astăzi din București. Pe partea dreaptă, imediat după sediul guvernului și după locuința unei familii al cărui nume îmi scap acum, se găsesc cele mai vechi garaje păstrate până astăzi în București. Este vorba de garajele Leonida. Exact, opera, sau mă rog, urmarea unei pasiuni absolute pentru automobilism a lui Leon Leonida, una dintre personalitățile noastre tehnice cele mai obscure astăzi, pentru că a avut o viață foarte scurtă, a murit în jurul vârstei de 30 de ani, spun unii că ar fi prima victimă de accident auto din istoria României, cu siguranță anul 1911, anul morții sale, îl plasează înaintea unei alte victime celebre de accident auto, fiul poetului George Coșbuc. Și totodată este unul dintre membrii fondatorii Autoclubului Român, este cel care a adus pentru prima oară celebra firmă Bosch în România și cel care, în ultimul an de viață, i-a comandat arhitectului Radu Culcer execuția acestei clădiri în stil Art Nouveau, una din ultimele sclipiri arhitectonice ale Belle Époque-ului bucureștean, unde, de-a lungul timpului, a existat o veritabilă, ca să spunem așa, intersecția transportului, pentru că suntem în perioada în care dificultățile și defecțiunile tehnice ale autovehiculurilor sunt mult mai numeroase decât astăzi. Suntem la începutul industriei automobilistice din lume. Și totodată o industrie care s-a dovedit extrem de adaptabilă după moartea domnului Leon Leonida, sub administrarea unui domn pe care unii memorialiști îl consideră fratele, iar alții îl consideră tatăl său, Constantin Leonida. Garajele Leonida, pe lângă serviciile de bază, respectiv repararea autovehiculelor aflate în traficul bucureștean, au dovedit o versatilitate ieșită din comun pe întregul parcurs al activităților în domeniul privat, reușind, de exemplu, carosarea a 500 de autovehicule folosite pe post de salvări în primul război mondial, carosarea unui lot important de autobuze pentru serviciul de tramvaie București, ceea ce reprezintă acronimul original STB, respectiv în al doilea război mondial, mergând până la carosarea de blindate ușoare, de tanchete și de vânătoare de care, care au luptat pe frontul de răsărit și ulterior pe frontul de apus, că noi am tras ambele lozuri în această conflagrație mondială, dovenind într-adevăr o pasiune pentru mecanică ce a asigurat bazele unei afaceri prospere. Afacere care însă nu s-a limitat strict la spectrul atelierelor și garajelor. Pe lângă această clădire, de fapt clădirea inițială, s-a ridicat pe strada Cătunul Nou. Cunoaște strada Cătunul Nou din București? Nici n-ați avea cum să o mai cunoașteți astăzi, pentru că se numește de niște ani bun Tacheionescu. S-a mai numit Nicos Beloiani și s-a mai numit și Atena, pentru că este în vecinătatea casei lui Tacheionescu. Este micuța arteră care unește Bulevardul Maghieru cu piața La Hovari de astăzi. Acolo și-a început, de fapt, afacerea domnului Leonida și acolo prosperitatea societății le-a permis urmașilor săi să ridice și blocul Leonida astăzi, ori necunoscut, ori considerat opera vreunui băcan. Pentru că în perioada comunistă acolo era un magazin de băcănie. Și bloc care a devenit foarte celebru în anii din urmă, pentru că acolo era sediul unei televiziuni private care a făcut carieră nu neapărat onorabilă prin media românească. În prezent are la parter unul dintre magazinele unui cunoscut lanț de fast food. E bine, acolo, până la sfârșitul perioadei interbelice, era de fapt principala reprezentanță auto din București. Există poze din perioada interbelică ce prezintă un auto show în adevărata puterea cuvântului.
cu mașini, cu mărci încă existente, Chevrolet, Buick, Renault, etc., sau cu mașini dispărute astăzi pe piața românească, cum ar fi mașinile de lux Hispano-Suiza, care erau vârful modei în Bucureștiul interbelic, contribuind, bineînțeles, la etalarea unei anumite situații sociale, fenomen care poate fi observat cu ochiul liber și astăzi, mai ales pe arterele principale, când încerci tu să te relaxezi și îți trec niște cai putere, așa, pe la ureche. Cam asta a fost moștenirea garajelor Leonida, cel care îl administra încă în 1948, un domn Leonida de proveniență incertă, cum am spus până astăzi, există o degringoladă biografică în ceea ce privește istoria acestei afaceri, a fost mutat de către noile autorități instalate după 1948 în postul la fel de onorabil de reparator de frigidere. Pentru că asta a fost destinația dată uneia dintre cei mai importanți reprezentanți în industria auto a capitalei, în timp ce garajele au fost menținute o perioadă în funcțiune ca filiala uzinelor Grivița, pentru ca ulterior să fie trecute prin mai multe administrații și ajungând în perioada imediat de după 90, filială a Direcției Administrației Publice care se ocupa cu reparația comediilor și a aparatelor de jocuri din parcurile publice. Astăzi, din fericire, deși recunosc că nu cunosc cine este deținătorul garajelor Leonida, au trecut printr-o restaurare care era mai mult decât necesară și se prezintă într-o formă arhitectonică, cel puțin, impecabilă, cu speranța că își vor continua și misiunea pe care au avut-o de la bun început în spațiul bucureștean. Mai zăbovim câteva minute în industria transporturilor, pentru a-l menționa și pe afaceristul bucureștean care și-a transformat numele în brand pe piața transporturilor bucureștene, deși e drept că vechimea numelui său a făcut să mai dispară între timp. Altădată, dacă ți-ar fi trecut vreunul cu mulți cai putere pe lângă sau orice autovehicul care zdrângănea din toate încheieturile, un bucureștean de mult ar fi spus că huruie precum tramcarul lui Toma Blându. Toma Blându este la origini un comerciant și un băcan cu prăvălia pe Calea Moșilor. Spre a doua jumătate a secolului XIX, în schimb, el intuiește, la fel cum a făcut-o și domnul Leonida, creșterea pieței transporturilor din București și își deschide una dintre primele societăți de vânzare de vehicule second-hand. Nu autovehicule, că încă lipseau motoarele, dar fel de fel de birje, calești, brecuri și alte astfel de atelaje, mergând adesea pe o practică care se menține, o practică menținută, din câte știu eu, până astăzi, domnule, o mașină aproape nefolosită, 10.000 de kilometri, o bătrânică în Germania, până la piață și înapoi, nimic important. Doar să nu vă uitați la kilometraj, oricum l-am dat noi înapoi. E bine, cam așa se întâmpla și cu trăsurile bucureștene, care, luate noi nouțe, se fărâmau după câțiva kilometri parcurs și e drept, pe drumurile nu foarte onorabile ale capitalei de atunci. Dar asta i-a asigurat domnului Toma Blându o prosperitate pe care acesta a știut să o fructifice și mai departe, într-o perioadă în care transportul public bucureștean se afla abia la începuturile sale. Am menționat că întâia societate avea numele celei de astăzi, STB, Societatea de Tramvaie București. Doar că suntem încă în perioada tramvaielor ce folosesc cai la tracțiune, deci merg cu fulminanta viteză de 10-12 km la oră, sunt complet descoperite, drept urmare afli timpul probabil direct pe tine și totodată afli și ce se mai strânge pe stradă când trece vreunul rapid cu trăsura pe lângă și îți arată ce se găsește sub roțile respective. De asemenea, nu rare erau situațiile când tramvaiele treceau pe carosabil de pe șine, dat fiindcă nu erau foarte stabile acolo, și călătorii se transformau în vatman cu jumătate de normă, fiind nevoie să dea jos, să repună tramvaiul pe șine, sau în momentele în care acestea aveau de urcat un deal și săracii căluți, care nu erau cele mai frumoase exemplare ale rasei lor, nu mai puteau să dovedească, se dădeau călătorii de sex masculin jos, puneau frumos umărul și în felul ăsta îți plăteai sala, propriu zis. Și ajungându-se până la niște soluții mai originale, cum ar fi, e bine că arată în halul în care arată, ce ar fi să le punem și etaj. Și am avut o scurtă perioadă când prin București circulau, dar nu autobuze, ci tramvaie, sub formă de double decker,
unde puteai să vezi mai bine dacă e soare sau plouă afară, dar unde tinerii din societatea bucureșteană au găsit prilejul perfect să le sereneze iubitelor pe la balcoanele cărora treceau acum la nivel. Și foarte bună e că se mai întorceau pe acolo dacă nu terminau ce aveau de spus din prima. Ei bine, toate aceste neajunsuri ale unei pieți născânde de transporturi bucureștene sunt sesizate ca atare și de domnul Toma Blându, împreună cu o societate belgiană și cu un alt antreprenor bucureștean, și în felul acesta ei concesionează cea mai importantă linie de transport din București, care la vremea aceea, fapt greu de imaginat pentru bucureșteanul de astăzi, pornea din piața Sfântul Gheorghe, de la capătul străzii Lipscani, înspre Bulevardul Brătianu, unde ulterior concesiunii sale a fost amplasată și statuia lui Poaicei. De acolo urma cursul Lipscanului, principala arteră economică a centrului vechi, o lua frumos prin piața Victoriei, pișca un pic șoseaua, principalul loc de promenadă, și se ducea apoi către principalul nod de transport al orașului, respectiv Gara de Nord. Acum, ai avut intuiția, într-adevăr, să sesizezi care este cea mai importantă arteră de transport a orașului. Cum faci să te evidențiezi pe piață? Dacă este să luăm de bună expresia huruie ca tramvaiul lui Toma Blându, un plan tehnic n-ai strălucit, temir ce. Pentru că, într-adevăr, zgomotul produs de roțile foarte mici ale acestor tramcare este denumirea pentru niște vagoane, de fapt, de mai mari dimensiuni. Era unul infernal, dar suprafața foarte mică a roțile făcea să se înfigă foarte bine pe șinele existente, astfel încât cel puțin deraiatul periodic al tramvaielor să devină un fapt de domeniul trecutului. În schimb, dacă la capitolul tehnic nu strălucea, domnul Toma Blându a înțeles foarte bine ce înseamnă noțiunea de confort, care încă mai lipsește astăzi prin transportul public din România, punând niște vagoane bine acoperite de data aceasta ca să nu mai depinzi de mama natură și respectiv instalând niște bănci confortabile, capitonate cu catifea, altă viață, care ți asigurau, dacă nu o călătorie rapidă, măcar una comodă. Bine, atât de mult succes a avut această ultimă inițiativă a domnului Toma Blându și așa nume își făcuse, încât, deși el deținea doar 4 dintre cele 10 tramcare active pe această linie, care treceau performanță neegalată până azi, din 8 în 8 minute, prin stație, toată lumea a ajuns să le numească tramcarele lui Toma Blându. Atât de feroce a fost concurența pe care a făcut-o acest antreprenor societății municipale de transport, încât au ajuns în cele din urmă să-i facă o ofertă de nerefuzat, ca să zic așa, și să-i cumpere tramcarele pe care le-au trântit frumos pe un loc viran, lasă-le Dumnezeule acolo și să nu le mai facă atâta concurență. Domnul Toma Blându și-a trăit o bătrânețe liniștită, sfârșită în anii războiului, din păcate pentru dumnealui, a murit în 1916 și este mormântat într-un mormânt cu totul modest din cimitirul Belu. Dar multă vreme după aia, memoria populară a Bucureștiului încă și amintea de tramcarele lui Toma Blându și totodată au mai avut ocazia oamenii din Bucureștiul interbelic să le revadă de câteva ori, când în timpul unde sunt zăpezile de altă dată în București, n-ar trebui să fie o treabă de nostalgie, pentru că la propriu mai puteai să ieși din casă, blocându-se complet transportul bucureștean, aceste tramcarele domnului Toma Blându au primit tălpici în loc de roți și au fost transformate în tramsăni, ca să ofere o soluție de compromis pentru străbaterea străzilor bucureștene pe timp de iarnă. Și în felul acesta am ajuns la finalul expunerii în ceea ce privește industria de transport și acum îmi rămâne modesta sarcină de a-i rezolva pe ultimii doi și totodată cei mai importanți exponenți ai conferinței de astăzi. Am încercat să nu pară că am o atracție față de cărciuni, deși am, dar nu o să pot să închei o expunere despre modele de succes în lumea afacerilor fără să pomenesc de, într-adevăr, cel mai cunoscut brand dintre toate localurile bucureștene, Casa Capșa. Pentru că, într-adevăr, iarăși nu este retorică patriotardă, este un fapt dovedit de evidențe, Casa Capșa a putut în perioada ei de glorie să concureze cu marile case ale Europei, ale lumii întregi, dacă doriți, și a numărat printre furnizorii ei și numeroase persoane din străinătate. Acum, pentru că istoria Casei Capșa ar putea să facă liniștit subiect de conferință separată, voi încerca să prezint schematic, nu înainte să subliniez
existența unei excelente monografii dedicate acestui stabiliment bucureștean de către doamna Maria Magdalena Ioniță, care are mai multe scrieri despre localurile Bucureștiului de altă dată. De menționat în primul rând că omul care a făcut din Casa Capșa un stabiliment recunoscut la nivel internațional nu este și fondatorul ei. Grigore Capșa este într-adevăr unul dintre numeroșii frați Capșa, fiii cojocarului de origine a română, observați un model, Dumitru Capșa, care au sesizat asemenea confraților lor de la Carul cu Bere schimbarea dorințelor de consum ale românilor. Într-un București care zăcuse peste 100 de ani într-o plăcută amorțeală orientală punctată din când în când de scurte accese diabetice ale baclavalelor, sarailiilor, cataifurilor, rahaturilor și alea de mâncat existente pe piață, s-a produs la un moment dat o saturație pe care majoritatea dintre noi cred că nu o credem posibilă. Mă, dar numai dulce, dar mi-a ajuns Dumnezeului cu atâta dulce. Mai vreau și eu ceva mai fresh. Soluția de mai fresh era oferită de gastronomiile Occidentului, mai ales de gastronomia cea mai cunoscută până astăzi, cea franceză. Nu? Degeaba una dintre cele mai populare prăjituri până astăzi în cofetăriile României este Savarina, care poartă numele celebrului bucătar francez Brillat Savarin. Acestea împreună cu altele, eclerele, cum spune Academia Română că trebuie să fac pluralul mai nou, Jofră nu, am aud din sală Jofră, imediat ajungem și la Jofră, ăla nu vine de afară. Dar oricum, prăjiturile pe bază de creme de ciocolată, cu blat ușor, însiropate, oricum, variate față de ceea ce se găsea atunci pe piața din România, sunt văzute ca o cheie a profitului de frații Vasile și Anton Capșa, primii care au deschis firma la frații Capșa, nu în locația consacrată deja a stabilimentului, ci o idee mai jos pe Calea Victoriei, la Hanul Damari, cam prin zona unde este astăzi pasajul Maca-Villacros. Încep să aducă produse de proveniență occidentală și reușesc în scurtă vreme, având și un talent, se pare, născut de cofetari, să se impună pe piața bucureșteană. O idee temerară de afaceri era pe punctul să-i coste toată averea. În 1853, dacă nu mă înșel, se desfășura războiul, care spune și unde se desfășura, războiul Crimeei. Vasile Capșa are o idee genială. Ce-ar fi să cumpărăm provizii pentru armatele care luptă acolo, să le ducem să le vindem la un profit substanțial pentru noi? Perfect. Ce n-au luat ei în calcul este că vara aia a fost deosebit de călduroasă, așa că produsele gândite să reziste până la o anumită temperatură s-au stricat majoritatea pe drum. Deci falimentul nu că era la ușă, era intrat în casă, se instalase în fotol. Cu ultimii bani au reușit să cumpere un bilet pe un vapor la Odessa, care nu i-a dus în România, că noi nu avem la vremea aia ieșire la mare, i-a dus în Bulgaria. E, ghinionul dintr-o parte se dovedește a fi șansa din altă parte. Aceeași vară toridă umpluse Bulgaria de fructe în pomi, respectiv de trandafiri pentru sirop. Vasile Capșa a împrumutat bani, probabil de la niște confrați a români din zonă, a închiriat un șopron și acolo cu zahăr, fructe și foi de trandafir a făcut ce știe el mai bine. Peltele, dulcețuri și siropuri. Astfel încât atunci când trecea Dunărea înapoi la nord de Sfântul Dumitru, refăcuse în mare parte capitalul de afaceri. Ei, odată reveniți, n-au mai avut ideea așa năstrutnice și au zis să meargă pe drumul deja deschis. Au zis că dincolo de importarea unor produse din Occident, ar fi bine să învețe să le fabrice. Așa că și-au trimis pe fratele mai mic, pe Grigore, la Paris, ca să învețe meșteșugul de cofetar și de patiser la una dintre cele mai renumite case ale epocii, rămase până astăzi pentru restaurantul de la Capucin, Casa Boisier, cu o tradiție de aproape două secole în capitala Franței. Grigore s-a dovedit nu numai un elev bun, ci un tip care într-adevăr a putut să inoveze în domeniul ăsta. Pentru că odată revenit în România, a devenit în scurtă vreme lider de piață în domeniul dulcegăriilor bucureștene. Nu s-a impus doar prin aducerea de produse noi, respectiv prin inventarea de noi dulciuri, chiar dacă pot fi considerate, bineînțeles, varietăți la temă. Folosesc aceleași ingrediente, dar în alte combinații, cum ar fi bomboanele Franz Josef, pentru că e și asta o tactică, să iei un nume de celebritate și să-l dai produsului respectiv,
înghețata la Reine-Marie, unde anticipa puțin că Maria era încă principesă, și ulterior această tradiție a fost păstrată de casa lui. Produsul cel mai cunoscut inventat de casa Capșa, celebru tort de ciocolată Joffre, făcut în cinstea, sau cel puțin botezat în cinstea mareșalului francez din primul război mondial, nu-i aparține lui Grigore Capșa, care din păcate era puțin mort de vreo 16 ani atunci când a fost alcătuită celebra rețetă, dar asta nu scade cu nimic talentul inovator al moștenitorilor săi. În schimb, ceea ce a mai făcut Grigore Capșa pe lângă partea propriu-zisă de cofetărie a fost să înțeleagă și anumite treburi conexe ale acestei afaceri. A observat un lucru care pentru mediul românesc era neobișnuit. Bă, de ce Dumnezeu ambalează ăștia din Occident produsele? Ia să încerc și eu. Greu de imaginat că a fost o vreme când primeai, scuzați expresia, ad labam produsele respective. E bine, Grigore Capșa începe să comande cutii de carton, cutii de metal, hârtie creponată, hârtie aurită, staniol și fel de fel de alte asemenea produse, dând practic expresie dictonului că ambalajul vinde. În perioada interbelică, atât de renumite ajunseseră cutiile de bomboane ale casei Capșa, că nu era un lucru rar întâlnit să mai găsești pe la câte o doamnă o cutie de bijuterii inscripționată în Maison Grigore Capșa. Fusese de bomboane, după care, în situația deprimantă, adăpostea papiote și ace, în situația mai veselă, adăpostea bijuterii. Nu știu dacă a trăit cineva trauma asta din copilărie. O, biscuiți, papiote. Bun, dar revenind la chestiuni mai serioase, pe lângă asta, pentru că nu s-a oprit aici, Grigore a observat că nu doar prăjiturile noi lipseau pe piața românească, că exista o întreagă gamă de produse care la noi erau străine, așa că a început să importe lichioruri, fel de fel de alte băuturi. Este recunoscut ca omul care a adus întâia oară în România zâna verde, adică absintul. Dacă n-ați încercat, eu v-aș recomanda să nu o faceți, dar asta e părerea mea. Și o sumedenie de asemenea de produse este primul care a adus pe piață bomboanele fondante, caramelele din Anglia, ouăle de ciocolată de Paști, anticipând unul dintre cele mai răspândite dulciuri de pe piață astăzi, și bineînțeles menținând un nivel al calității greu de egalat. Nu este el cel care a introdus înghețata italiană, renumita gelato, pe piața din România. Nu se crede că noi nu aveam înghețată, dar aveam paia turcească cu care se joacă vânzătorii cu noi în Istanbul. O ei. El e cel care, în schimb, a răspândit această înghețată, introdusă e drept de un italian întâi, de Comorelli, pe piața din România. Italian care fabrica înghețata singur, cu ușa închisă, de frică să nu-i fure vreunul rețeta. E, s-a îmbolnăvit, i-a arătat unea cum se face și ce să vezi? Dar casa Capșa este cea care a răspândit această înghețată și care a pus-o pentru prima oară în forme servite la mese, astfel încât cucoanele din lumea bună a Bucureștiului, care nu își permiteau să stea cot la cot cu bărbații încă, trebuiau să tragă în fața Capșei pe carosabilul Căii Victoria și să roage feciorii să le aducă cu tot cu formă o porție de înghețată pe care o serveau în trăsură și apoi trimiteau nota tot prin feciori. Ce vremuri. Ei bine, toată această industrie a consumului le-a atras un profit bine meritat și consacrat ca atare printr-o practică ce din fericire a revenit după 90 pe piața din România, respectiv o atestare supremă a calității prin acordarea calității de furnizor al casei regale a României. Puteți să întâlniți astăzi și în România, le întâlniți cam în toate statele ce încă sunt monarhii astăzi. Nu prea trebuie să spui întrebări în vederea calității produselor dacă ai văzut la intrarea în stabilimentul respectiv titlul de furnizor al casei regale, pentru că este, bineînțeles, o notă de prestigiu. N-a devenit furnizor doar al casei regale a României, ci și al casei domnitoare din Serbia și a ajuns ca în perioada vieții sale să poată să gireze și alte mărci. Capșa este cel care a adus pentru prima oară vinurile românești în străinătate, obținând o medalie pentru un anumit sortiment de vin românesc la Bordeaux, exact în capitala mondială a vinurilor. Tot Capșa este cel care a intuit potențialul unei alte afaceri în domeniul dulciurilor, care a dat cel mai cunoscut brand românesc de ciocolată, din păcate dispărut de suficient de mult timp cât să nu mai rezoneze cu mulți. Mi s-a mai atras atenția că a rezona nu este exact sensul din dicționar, dar majoritatea îl folosim ca atare, de-aia îl folosesc și eu. Este vorba de ciocolata Zanfirescu,
care altădată ocupa o fabrică de câteva hectare pe calea 13 septembrie, dispărută cu totul astăzi. Afacere începută de o familie de săpunari, ca să vă dați seama cam cât de efervescentă era toată treaba. Cum am spus, istoria casei Capșa cuprinde numeroase aspecte și dacă astăzi revine ușor la statutul ei inițial de cofetărie celebră a Bucureștiului datorită unei renovări bine făcute pentru sediu pe care îl ocupă de vreme de aproape 150 de ani, n-ar fi rău în timp să revină și la celelalte funcții ale sale, respectiv cele create de Grigore Capșa, aceea de restaurant, hotel și, mai celebră decât toate, cafenea. Cafenea pe care memorialiștii o considerau buricul țării și cronica ei vie, pentru că a reunit de-a lungul istoriei sale numele cele mai sonore din politică, finanțe și, în perioada interbelică, din literatură. Astfel încât societatea capșistă era uneori acuzată de principale conspirații la nivel național. La Capșa se știa că poți să iei ora exactă în cursul valutar sau în mișcările de la bursă și ulterior, dacă primeai aplauze ca scriitor debutant din partea capșiștilor, puteai să te asiguri că vei avea o prestație în lumea literelor. Cam ăsta a fost statutul câștigat de Capșa prin măsurile pe care le-a luat omul care a făcut-o celebră, Grigore Capșa, care pe lângă această gamă vastă de produse și lucru destul de rar întâlnit pe piața românească, menținerea calității produselor și a serviciilor de-a lungul activității sale, a știut totodată un alt atu al unui local de elită, respectiv calitatea tuturor serviciilor, Păstorel Teodoreanu, care dincolo de orice anecdotă spumoasă, era un real cunoscător al localurilor bucureștene, spunea că nicăieri altundeva decât la Capșa nu ai ce să le reproșezi. Fețele de masă sunt impecabile, tacâmurile sunt alese pe măsura felurilor de mâncare, chestie care poate vă sună cunoscut, sarea nu e cristalizată în solniță și poți să o folosești și mai mult decât orice, chelnerii te fac să te simți într-adevăr că ești client de lux. Pentru că inițial chelnerii Capșa au fost chelneri de origine franceză și ulterior, generațiile următoare au fost de români școliți în Franța, totul pe banii casei Capșa, care îți ofera cazare, îți ofera mâncare, bineînțeles, îți ofera un salariu generos și avea o singură condiție. Fidelitatea față de stabiliment. În momentul în care îți dădeai demisia de la Capșa, puteai să fii sigur că n-ai să te mai întorci vreodată acolo, ceea ce nu înseamnă că era imposibil să te realizezi, deoarece unul dintre ucenicii lui Grigore Capșa a fost nimeni altul decât ulterior celebrul Nestor, care a creat o altă cofetărie mai sus pe calea Victoriei, acolo unde s-a ridicat după cutremurul din 77 Hotelul București, în prezent Radisson. Cam astea au fost rețetele aplicate de Grigore Capșa, pe lângă un principiu foarte discret pe care l-a mai introdus acesta, chelnerii erau instruiți ca atunci când văd vreun burtă verde, ca să-i spunem delicat, să-l poftească discret afară, spunându-i că nu doar banii sunt necesari ca să poți să mănânci la Capșa, ci ai nevoie și de o anumită ținută și de o anumită manieră. Nu știu dacă v-ați lovit de lucrul ăsta odată pe piața actuală a restaurantelor bucureștene, să-ți placă locul, să-ți placă mâncarea, dar să ți se taie un pic pofta de la atmosferă. Asta au înțeles-o foarte bine cei de la Capșa și menținerea acestui standard, inclusiv la ceea ce privește mediul, într-o lume care fuma pe rupte, în Capșa aveai voie să fumezi doar în cafenea. În restaurant și în cofetărie n-aveai voie. Și totodată, grija lui Grigore Capșa de a fi permanent atent, ceea ce observa un pic contrariat unul din memorialiștii săi, deși era om de milioane, îl găseai tot timpul printre mese, fiind atent la mulțumirea clienților. Omul care și-a pus unul din primele posturi telefonice din București ca să facă legătura între local și domiciliul lui să poată fi chemat la orice oră și unul dintre primii abonați ai societății de gaz aerian, pentru că și la capitolul ăsta Capșa a fost o instituție inovatoare. Au fost atenți la toate cuceririle tehnice. Asta le-a asigurat o posteritate mult după moartea lui Grigore Capșa în 1902, chiar dacă nu au fost membrii familiei cei care au dus-o până astăzi. Capșa a rezistat până la naționalizare, ba chiar a reușit să înfrunte și perioada comunistă. A fost rebotezat o scurtă vreme Hotel București, completă dovadă de cretinism în afaceri, să-ți ștergi un brand deja consacrat.
dar a revenit ulterior la denumirea inițială și, așa cum am spus, astăzi pare să și renască, să sperăm că își va menține tendința ascendentă și vom putea în continuare, atunci când primim oameni care n-au mai fost în București sau de ce nu, care n-au cunoscut până acum, să-i poftim să servească ceva de calitate la capșa. Și acum, cu ultimile puteri ale dumneavoastră, că eu mai duc, o să trecem și la cea mai de succes poveste de afaceri a României de acum 100 de ani, poveste care stă sub un nume de localitate, în mod paradoxal, cea a lui Dumitru Marinescu Bragadiru. Într-un fel, ne-am întors la prima poveste din cadrul conferinței de astăzi, la un alt umil băiat de prăvălie. Dumitru Marinescu, pentru că ăsta este numele său inițial, era fiul unei provenea dintr-o familie destul de numeroasă și destul de săracă a unui șindrilar. E născut chiar în București. Tatăl, neprea având mijloace să-și întrețină familia și încă neexistând moda să-ți dai copilul la școală, moda am pus-o bineînțeles în context ironic, după două clase primare, care au fost toate studiile de care a beneficiat, și-a trimis copilul să devină ucenic în cofetăria și rachieria, că asta era combinația la vremea aceea, a lui Iancu Ștefănescu de pe strada Ișlicarilor, în prezent strada franceză din centru vechi. Acolo băiatul a pornit de la munca cea mai de jos, care de multe ori implica și o leacă de bătaie din când în când, cum ne spun mai multe mărturii literare, într-un oraș care încă nu avea aprovizionare cu apă curentă, trebuia să care apă cu cobilița din Dâmbovița, trebuia să faci curat, trebuia să cari mărfuri grele, dormeai în prăvălie ca pe post de sistem de securitate în timpul nopții și deja te puteai considera promovat atunci când jupânul te lăsa înapoi a teșghelei. La un moment dat, chiar a fost nevoit să servească pe post de sistem de securitate al prăvăliei când noaptea au încercat să-i calce hoții și băiatul au reușit să-i pună pe fugă și ulterior ajuns în spatele teșghelei, a dovedit o înzestrare nativă pentru comerț. A avut șansa, să spunem, să dea peste un om care știa să vadă talentul în ceilalți. Iancu Ștefănescu, deși avea copii, a preferat să și-l asocieze pe Dumitru Marinescu și să-i lase lui moștenire acest stabiliment, pe care, în scurtă vreme, el îl va transforma într-unul dintre cele mai mari imperii de afaceri din România. Cheia prosperității lui Dumitru Marinescu nu este, spre deosebire de alții, inovația, ci, din nou, sesizarea tendințelor de piață. El a fost unul dintre puținii care nu s-au văitat de desele vizite nepoftite pe care ni le făceau armatele ruse în perioada aceea și, din potrivă, a sesizat aici o ocazie de profit. Este bine cunoscut și un pic stereotipic gustul rușilor pentru băuturile tari. Drept urmare, atunci când îți vin mai multe mii de soldați, de ce să le ofer consumație? În plus, suntem și în perioada când pentru prima oară ăștia s-au prins că alcoolul tare e bun și ca uzaj extern, că dezinfectează răni. Deși probabil că le părea rău de el la un moment dat. În felul acesta, dezvoltând partea de rachierie, a reușit Dumitru Marinescu să-și extindă afacerea. Ceea ce l-a ajutat să prospere pe lângă intuiția corectă a pieței, a fost exact ca și în cazul lui Hagi Tudorache, o cinste care a devenit antologică. Ajunsese inclusiv să preia mărfurile celor care fabricau spirit în afara Bucureștiului și veneau să-l vândă. Dacă aceștia nu găseau pe locul să-l vândă pentru că nu aveau spații de depozitare, Dumitru Marinescu le oprea butoaiele și în momentul când aceștia reveneau, primeau de la ei banii numărați pentru toate produsele lăsate. În felul ăsta, încă de la o vârstă tânără, cuvântul lui Dumitru Marinescu avea acoperire în bani lichizi. Atunci când aveai o promisiune din partea lui, aveai de plină încredere că va fi onorată. Și asta i-a asigurat capital de manevră. Asta i-a permis în 1879 să cumpere moșia de la Bragadiru, achiziție de care a fost atât de mândru, pentru că acolo și-a ridicat prima fabrică, în adevăratul sens al cuvântului, încât a inclus denumirea localității în numele său de familie. Așa apare numele Marinescu Bragadiru. Din păcate, acea fabrică este dispărută. În schimb, n-au dispărut școala, biserica și localul primăriei pe care Dumitru Marinescu Bragadiru l-a ridicat din banii lui pentru locuitorii acelui sat, ca să simtă și ceilalți prosperitatea, sau măcar o parte din prosperitatea de care se bucura el. Ei bine, acest imperiu ridicat pe spiritoase a fost diversificat ulterior de domnul Marinescu Bragadiru
prin abordarea industriei berii, care deja căpătase destul de multă tracțiune pe piața bucureșteană, în chipul fabricilor Luther, devenit după 1948 Grivița, și Opler, prima fabrică de bere deschisă în București, devenită Jeep, dar din păcate dispărută în anii 80, în timpul demolărilor din zona Izvor, care au ras mai multe monumente istorice ale orașului. Domnul Marinescu Bragadiru n-a inovat nici aici. A făcut exact ceea ce făceau și ceilalți, doar că a făcut-o mai bine decât ei. Astfel, noua lui fabrică ridicată pe dealul Viilor, actualmente zona veche a Căii Rahovei, în spatele noului sediu al Academiei Române de lângă Palatul Parlamentului, cum urci spre Piața de Flori de la George Coșbuc, a ajuns să producă, încă din timpul vieții sale, mai multă bere decât concurența sa la un loc și să devină în scurtă vreme una dintre berile cele mai apreciate pe piața de consum românească. Credeți că asemenea succese ar fi furat mințile domnului Bragadiru? Nici de cum. Spre deosebire de alte personalități menționate deja în cadrul conferinței de astăzi, domnul Bragadiru s-a dovedit alergic până la sfârșitul vieții la orice avea de-a face cu politica. A refuzat orice adeziune la vreun partid politic, dar mai mult, chiar îți spun unii, însuși regele Carol I, i-a oferit un post guvernamental, fie de președinte al Camerei de Comerț, unde l-a recomandat pe domnul Asan, fie altul, domnul Bragadiru a dat un răspuns antologic, parafrazând, pe banii mei îmi permit să fac prostii, nu pe banii statului. Și a continuat să-și administreze cu succes afacerea, dovedind, în primul rând, inovație tehnică, asemenea domnului Capșa și a altora, este omul care a instalat prima linie telefonică cu stâlp de telegraf între fabrica de la Bragadiru și locuința lui, ca la fel să fie la curent cu orice se întâmpla, și care a instalat rezervoare de bere din beton armat, ceea ce a permis vasta producție pe care a dat-o fabrica lui ulterior, fabrică ce, a cărui ruină, din păcate, ocupă în prezent mai multe hectare în centrul Bucureștiului, deși majoritatea o cunoaștem astăzi pe, sub numele pe care l-a căpătat în timpul perioadei comuniste. Rahova. Fabrica de bere Rahova, care ar fi putut să funcționeze și după 1990, deoarece avea utilaj modern produs de o uzina Frigocom de la Cluj-Napoca. Dar asemenea altor fabrici românești care au trecut de Revoluția din decembrie 89, a fost considerată neproductivă, poluantă și a fost desființată cu timpul. Astăzi, cursa fiind, bineînțeles, pentru cine obține mult mai valorosul în prezent teren de sub clădirile fabricii, în timp ce numele domnului Marinescu Bragadiru, care trecea la cele veșnice în 1915, numai unui atac de cord, era șters în 1948 de autoritățile comuniste de pe frontispiciu fabricii, fiind considerat de data asta în mod flagrant nedrept ca pe un opresor al fostului regim burghez-omoșieresc. Îl considera opresor pe un om care, înainte ca lucrurile astea să fie cerute de lege, dăduse concediu de odihnă plătit angajaților săi, dăduse liber duminica, repet că nu era legal să o faci, până și vizitiul lui avea liber duminica, așa că domnul Bragadiru mergea pe jos la biserică, construise școli și locuințe pentru angajații săi și introdusese cu mult înainte altor politicieni cornul și laptele dat din partea lui elevilor, respectiv copiilor, angajaților fabricii, ba chiar le introdusese asistența socială într-o perioadă în care aceasta era introdusă și în Germania de către Bismarck. Deci să-l numești pe omul acesta și pe descendenții lui care au menținut politicile înaintașului opresor burghez-omoșieresc a fost de data asta o nedreptate flagrantă pe care au reușit să o resimtă și angajații din 1948 ai fabricii. Puși de comunism să o huiduiască pe ultima fică în viața lui Dumitru Bragadiru, oamenii au refuzat. Cum adică să-i huiduim pe ăștia care de generații încoace nu ne-au făcut decât bine? Asta n-a îmbunătățit situația ultimei descendente directe a lui Dumitru Bragadiru, care a ajuns să se sinucidă la scurtă vreme, după nemai văzând niciun rost să existe într-o lume care pur și simplu ștersese cu buretele toată moștenirea și toată munca ce consacrase familiei ei. În prezent, terenul a fost într-adevăr retrocedat cu destul de mult tamtam. Descendenților prin alianță ai familiei Bragadiru, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu el. Dar e important de știut
că am avut și o istorie economică și o istorie industrială a Bucureștiului și nu suntem săraci în ce privește modelele de succes ale acesteia și în oameni care au avut într-adevăr coloană vertebrală, au înțeles că din prea plinul lor trebuie să se bucure și alții, că au datoria să aibă grijă și de binele statului, așa cum au înțeles ei să o facă, și mai ales de cultura română, care are întotdeauna nevoie de patroni, nu în sensul industrial de data aceasta. Sper că expunerea, deși lungă, a fost pe placul dumneavoastră.